Asociației Roma Sarabia Bucovina și Ținutul Berței. Și bineînțeles să începem cu un moment de reculegere pentru toți eroii României mari, pentru că ei au făcut că astăzi ne sunt trăim într-o țară liberă. Și să-l duc pe Părintele Protopop să-l canăzi, să-l lăsăm și astăzi în tălucuri. Necudoți Tatăl nostru, care ești în cer, întrească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean. Cada este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta ne rugăm, Ți auzi-ne și ne miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu. Eroi ai neamului nostru românesc adormiți pe toate câmpurile de luptă. Încă ne rugăm pentru toți favoritorii mari uniri și acelor care au favorit unirea cu patria noastră din Basarabia și toți cei care sunt implicați în această unire, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeu Duhurilor și a tot trupul, care călcat moartea și pe diavol ai surpat și dorit viața unui tale, Iisus, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi, eroi ai neamului nostru românesc. Ostași români căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru demnitatea și apărarea patriei noastre și a robilor lui Dumnezeu, favoritorii mari uniri ce sunt pomeniți și astăzi. În loc luminat, în loc de odihnă, în loc de verdeață, de unde a fugit toată durerea, întristarea, suspinarea. Orice greșeală au săvârșit ei cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartele lor Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna sufletelor adormiților robilor Tăi, Hristoase Dumnezeu nostru, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne și te mântuiește pre noi. Amin. Aș vrea să salut această și puteți să luați loc, dacă îmi dați voie, peste doamna Dana, pentru această frumoasă organizare. Să vă spunem că noi am făcut, practic, o rugăciune care aparține Bisericii Ortodoxe. Această rugăciune astea aproximativ 1800 de ani pe care am spus-o, iar în biserica noastră este tradusă în limba română, ceea ce se făcea și în Moldova noastră și în Basarabia. Și astăzi este o zi atât de importantă pentru noi. Marea parte a slujbei noi am făcut-o astăzi la Oituz, unde s-a făcut un parastaj și o slujbă pentru eroii neamului. Și totodată, dacă dumneavoastră m-ați văzut că m-am înclinat așa în poziția aceasta și n-am venit în poziția poate care era spre dumneavoastră, cu fața spre dumneavoastră, am făcut-o, deși ar fi trebuit sau consider că este o icoană în acest loc. Pentru noi, Biserica Ortodoxă, drapelul este icoana neamului nostru românesc și noi ne închinăm la el pentru că considerăm ca și Sfânta Cruce Sfânt, cu subliniere foarte mare, pentru că eroii neamului au murit pentru libertatea și demnitatea țării noastre, dar care era reprezentată de un drapel, și acesta este drapelul nostru tricolor. Și încă o dată am văzut aici că aveți semnul acesta al actului unirii din 27 martie, care este primul care a dat atât de multă, să zicem, consistență. Și am intuit să spun că o să fie un moment de rugăciune. Am luat și epitrahilul, pentru care mulțumesc maicilor de la Arhiepiscopie, că este chiar nou. Așa că l-am inaugurat aici și o să țin minte acest lucru. Vă mulțumim foarte mult, doamnă.
Mulțumim frumos, părinte, pentru că ați reușit să rupeți un pic de timp și să fiți alături de noi în această zi extrem de importantă pentru noi toți, cei care suntem în această sală, pentru că cei care sunt în această sală consideră că această zi este sfântă. Așa este, așa credem și până la urmă mulțumesc că lui Narcis Jitaru, subprefectul județului Bacău, te rog să te ridici, pentru că, na, lumea te cunoaște, dar e bine să aflăm că ești aici alături de noi și o să încep cu doamna primar, domnule primar, dacă îmi permiteți, pentru că așa începem cu doamnele, doamna Adriana Enache, primarul Comunei Mănăstirea Cașin. Mulțumesc domnului primar orașului Stațiune Târgu Ocna, domnul Cristian Aurelian Ciobotaru, pentru că sunteți alături de noi. Sunt mulți oameni cărora trebuie să le mulțumesc. Dar o să o fac la final. Dăm drumul la eveniment, pentru că am întârziat destul de mult și o să invit alături de mine la prezidiu pe domnul Marian Clenciu, președintele Consiliului Național al Asociației Culturale Pro Basarabia și Bucovina, vă rog, poftiți, bineînțeles și domnul Constantin Rusanovski, președintele filialei Unești, Asociației Pro Basarabia și Bucovina și Ținutul Herței, că așa am corectat mulți ani și am învățat. Lumea e sobră, e serioasă, dar e o zi de bucurie pentru noi. Mai pe centru, dacă se poate, vă rugăm. Aș vrea să completez ceva pe lângă ce a spus părintele. Din cei 84 de... printre cei 84 de membri ai sfatului țării care au semnat actul unirii, 83 dintre ei au fost exterminați, fie că au rămas pe meleagul basarabenii, fie că au fugit în România, dar cu timp au fost exterminați. Nu au unul singur, Anton Prihan, a scăpat că în 45 a reușit prin Iugoslavia să fugă și a trăit până la 12 bătrânețe în America. Și Elena Alistar, singura femeie care a făcut parte din Consiliul Unirii, a trăit până la bătrânețe în București, când a intrat la cimitirul Belu. Vă rog. Și mai invităm la prezidiu pe domnul profesor universitar Vasile Puiu, președintele... Vă rog, poftiți. Președintele... Tia, domnul Rusanovski, dar îmi place că mă completează. Așa am făcut lucrarea ani de zile și mi-a plăcut chestiunea aceasta. E bine când te completează cineva, asta înseamnă ca echipă și în general doar lucru în echipă ne ajută să reușim lucruri minunate. Poate nu la fel de bine cunoscute, dar noi chiar am făcut lucruri minunate. Domnule Rusanovski, vă vine sarcina să deschideți această manifestare, dar pentru că sunteți gazdă, pentru că acum sunteți gazdă, suntem gazde împreună, o să-l rog pe domnul Vasile Puiu să vorbească. În aplauzele dumneavoastră, asta este un lucru care vă rog. Nu este nevoie, n-am părut. Profesorul are vocea limiției ce... Sala de curs este mult mai mare decât această încăpere și n-am folosit niciodată microfonul. M-ați surprins foarte tare, doamna director, oferindu-mi mie cuvântul de deschidere. Și aș vrea să vă spun că astăzi este o zi sfântă pentru tot neamul românesc. Am să încep să vă spun o chestiune care nu este cunoscută. În general, istoria nu i-a dat voie să fie făcută public. Chiar după 1918. Actul Unirii este semnat de trei persoane. Ion Inculeț, președinte, Pantelimon Alipa, vicepreședinte și Ion Buzdugan, secretar. E o întâmplare extrem de importantă, care totuși trebuie spusă, a fost că Moscova a trecut cu trei zile înainte la Chișinău pe Ion Inculeț, îmbrăcat în salopetă muncitorească, pentru a-i determina pe politicieni, pe cei de la Republica Moldovenească Democratică, cum se numea atunci, să împiedice această, și independentă, categoric, să împiedice acest act. Cu o zi înainte
de unire, Ion Inculeț, ascultă glasul intelectualilor imenși, precum cei doi, Pandalipa și Buzdugan și toți ceilalți care au fost, pentru că atunci politicienii foarte mari erau și extraordinar de mari intelectuali. Așa este și așa era și normal și vremurile erau. Și acceptă să fie președintele sfatului țării și s-a realizat unirea în felul acesta. Cel care a fost trimis să împiedice acest act de omul Moscovei a devenit până la urmă un patriot român cunoscut de noi toți. Dar pentru ca să nu vă țin, aș vrea să-l dau, pentru că după aceea nu voi putea vorbi. Aici avem o mare artistă a teatrului românesc și nu vreau să spun versuri după domnia sa. Am să vă spun și eu câteva versuri legate de ceea ce se întâmplă astăzi, pentru că e sărbătoare. Și ele fac parte dintr-o carte, avea discurs pentru memoria Prutului, pe care am publicat-o, cum să vă spun, și fizic, în aula, sala azurie a Academiei de Științe a Basarabiei. Doamne, cum ai făcut să mă duci lângă Prut, să aud vuietul neamului de la început. Doamne, întru toate, Prutul este o realitate. Ce mult aș fi vrut să nu existe Prut. Fă cumva să ne lași Alexandrii la Iași. Și pentru că trebuie să vorbesc puțin și despre Bucovina noastră, Sfântă, eu fiind de acolo, am să vă spun o poezie. Este patria lui Ion Nistor, marele, marele, marele istoric, care se numește Cal, o ființă care a existat în realitate, dar care se referă la ceea ce se întâmplă. Am scris-o la 28 de ani, nu-mi dau seama cum am scris-o, de câte ori o spun, am senzația că nu am scris-o eu. Și spune așa: intre pe Valea Sucevei din casă în casă și auzi un nechezat ca o ninsoare, coborând opcina ca o fată frumoasă, amețită de horă și de sărbătoare. Tatăl meu e țăran și avea un cal sur și a întinerit cu el pădurea toată, ce triști erau copacii și munții din jur, când inima lui albă a încetat să bată. Urlă lupii în codri să ne înspăimânte, calul meu frumos, calul meu cu minte. Oare zăpada va putea să-ți dea în loc de iarbă dragostea mea? Toată lumea-ți preschimbă coama în poveste și tu vrei un stăpân și o pajiște înflorată. Iar țara mea de sus rămâne aici și este o inimă de cal cu zarea sfârtecată. Asta este Bucovina noastră la această oră. Și acum una, ca să nu credem că am avut numai învățați foarte buni, am avut învățați care așa au trădat neamul la un moment dat, cu toată răspunderea, una asta. Am mai scris o poezie, scrisoare lui Dimitrie Cantemir, prin Dumitru Matkovski. Coane mare, Cantemire, i-ai dus Petrului iubire și i-ai spus la noi cum sunt întru toate pe pământ. Coane, domn și învățat, multe-ți sunt de neiertat că ai scris atât de bine, de-a dat rusul peste mine și a luat din coasta noastră cea mai dragă zare albastră, până unde nu știai putna-ndouă să o tai. Doamne, cât de greu se știe cum te naști din poezie, cum te plânge poezia când te naști în România, ca și cum nici n-aș fi eu neștiut la Chișinău, ca și cum nici n-ați fi voi lângă Suceava din noi. Este o lege
creștinească românul să pătimească pentru o palmă de pământ, pentru o gură de mormânt? Vino, Doamne, fă dreptate întreprut și mai departe. Sunt onorat că m-ați ascultat și vă mulțumesc din tot sufletul meu. Așa am înțeles, așa mi-a spus. Am rugăminte la dumneavoastră. E posibil să întreburi vocea, pentru că, de obicei, această zi, pentru mine, înseamnă o mare sărbătoare. M-am chinuit acasă să scot câteva rânduri despre unire. Și am zis, titlul, unirea a fost un miracol. În existența lor, românii au fost luminați de un singur ideal, unirea. Nu te poți considera patriot fără a fi și un bun sau un unionist. Despre unirea de 1948 s-au scris multe despre Marea Unirii din 1918 s-au scris multe și oricât de dovezi și argumente s-ar aduce în favoarea legalității istorice care a condus la crearea României Mari, nu poate spulbera senzația de miracol. Anul 1917 punea în fața României nu seculara problemă de are întregirii, ci chiar elementara problemă a supraviețuirii. Armatele germane și aliații lor au redus dimensiunile țării la o bună parte din teritoriul Moldovei de odinioară, făcând din Iași o capitală temporară. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă România ar fi nimerit în cazanul Revoluției Ruse din 1917. În a doua situație este cazul să reamintim un alt miracol. Refacerea armatei române, care este refacerea armatei române, care cu ajutorul aliaților și eroismul ostășesc au condus la salvarea însăși a existenței României. Cu toată această dificilă situație în care se afla România, nici până astăzi nimeni n-a putut explica de ce Chișinău și Basarabia au dat tonul nesperatului act al Unirii de la 27 martie. Marele rol în înfăptuirea Unirii, mai întâi de toate, l-au avut basarabenii, reprezentați de o întreagă generație de intelectuali care au format sfatul țării, care și-au asumat toată responsabilitatea pentru acest pas fundamental în destinul României și al provinciilor înstrăinate, Bucovina și Transilvania. Mentorul și catalizatorul ideologic pentru sfatul țării a fost marele om de cultură Constantin Stere, personalitate imensă, participant la Revoluția din 1905, el avea unele vederi socialiste. Constantin Stere era conștient de apropierea unor evenimente istorice propice pentru întregirea țării. Și am să citez ceva din spusele lui Constantin Stere. Poporul român n-a venit în Basarabia din afară. El este aici, el aici s-a născut, aici a fost acel cazan unde au fiert și s-au înfăptuit toate acele elemente din care s-a născut poporul român. De aceea, reprezentanții minorităților nu au dreptul să ne închidă ușa în nas. Un veac întreg, noi am dus jugul în care limba noastră a fost interzisă, iar cartea persecutată. Am încheiat citatul. După 106 ani, acestei generații i-au revenit misiunea de a redresa acea greșeală istorică de la 1812, în ziua de 16 mai, când tratatul de la București, la
canului Manuc, a adus, a trimis o parte din Moldova istorică în hăul rusesc. La înfăptuirea evenimentelor de la 27 martie, la aceste momente grele și-au adus aportul doi factori esențiali, dar de fapt sunt trei, dar eu am să citesc prima doi. Deci armata română care a impus ordinea și a adus liniștea în toată Basarabia. Al doilea factor a fost Constantin Stere, care prin neobosita sa activitate a adus de asemenea liniște în toate sufletele frământate și dornice de o viață nouă românească. Și al treilea, deși nu pot, e greu de pronunțat, e greu de spus, dar totuși a avut un rol, zic eu, determinant. Este vorba de Lenin. Atunci, la 1918, când regimul țarist murea, Lenin, pentru a-și câștiga simpatia popoarelor care se eliberau din închisoarea popoarelor, cum era numit regimul țarist, a venit cu următoarea, a lansat următoarea, știu eu, principiul autodeterminării popoarelor din fostul Imperiu Țarist. Știți ce s-a întâmplat după ce Imperiul Țarist a murit? Ce s-a întâmplat după ce a venit regimul sovietic? Eu despre unire atât am avut să spun, deși multe pot fi spuse. Am avut ocazia să descoper, tot umblând de 31 de ani prin Basarabia, am avut ocazia să descoper că am avut și o rudă, comandant militar în armata țaristă, dar care imediat atunci, în 1917, a trecut din partea neamului și cu formațiunea militară cu care era, la care era comandant, a fost cel care a apărat sfatul țării în momentul când bande de bolșevici și nu numai au încercat să atace clădirea sfatului țării și să destrame ce se făcea acolo, adică se fierbea unirea. Și el a fost exterminat imediat în 41, când armata sovietică, în 40, dar în 41 a fost prins, luat, dus și trimis în Siberia, de unde să nu s-a mai întors. Iar eu i-am cunoscut, umblând pe aici în țară, după basarabeni, i-am cunoscut fiicele, dar care nu au vrut să colaboreze și să coopereze cu mine. Mai mult de atâta, chiar dacă am avut slăbiciunea și căderea psihic, ca zic așa, în fața dumneavoastră, să știți că nu e întâmplătoare. Eu sunt bolnav de cea mai cruntă boală cronică și leagul pentru această boală cronică a mea este unirea. Nu l-am găsit, nu am putut să-l cumpăr și am sperat și tata și eu, după el am tot sperat că se va întâmpla. Iar astăzi, la vârsta care o am, 80 de bucăți, constat că speranța n-a murit, dar e departe. Vă mulțumesc! Pentru că alături de noi a venit și domnul profesor Bogdan Roman Daș cu o prezentare extrem de interesantă, îl invit alături de mine. Vă rog, domnule profesor. Am să vorbesc câteva minute despre Basarabia, România și Rusia în contextul Convenției de Pace de la Paris de 1919-1920. În ceea ce privește termenul de Basarabia, așa cum știm cu toții, denumirea de acest teritoriu, nu, provine de la Basarabia I, domnul țării românești, care în 1310-1312 a domnit în țara românească și inițial această denumire era dată doar la zona sudică, ceea ce vedem aici, zona cetății albe, Ismail Bugea, cum se numea inițial. Iar ulterior, în 1812, termenul de Basarabia a fost extins la întreg teritoriul, în timpul administrației rusești.
În ceea ce privește relațiile politico-diplomatice dintre Moldova, români, să spunem așa, și Rusia, trebuie să spunem cum prim pas este în timpul lui Ștefan cel Mare. Deoarece fiica lui Ștefan cel Mare, așa cum știm, Evdochia de Kiev, s-a căsătorit Ștefan cel Mare pe Evdochia de Kiev și a avut o fiică, Elena, care s-a căsătorit, și aici avem în partea dreaptă, cu fiul cneazului Rusiei, Ivan al III-lea. Elena s-a căsătorit cu Ivan cel Tânăr, undeva prin 1483. Cei doi au avut un copil, Dimitrie, numai că soarta Elenei și a lui Dimitrie a fost una destul de crudă, au murit în urma unor, să spunem așa, dispute politice, în ceea ce privește succesiunea la tron al lui Ivan al III-lea, undeva prin anul 1505. Deci, politica de început a Moldovei sau românilor cu Rusia nu a fost deloc favorabilă, dacă ne raportăm în acest prim moment. Toată lumea cunoaște un moment esențial, este vorba despre tratatul de la Lutsk, nu din 1711, între Dimitrie Cantemir și țarul Rusiei Petru cel Mare. Este un moment de cotitură, iar unii istorici consideră că acest tratat este foarte important pentru noi, dar și pentru diplomația românească. Fiindcă istoricii, precum Ioan Grigoraie, precizează faptul că prin acest tratat de la Lutsk, Rusia recunoștea granițele firești ale Moldovei. Aceste granițe care sunt între Prut și Nistru și reprezintă un prim document cu importanță diplomatică și nu numai în istoria noastră. Din păcate, Dimitrie Cantemir, așa cum știm, nu? Alături de țarul Rusiei, au pierdut lupta de la Stănilești. Istoricii s-au întrebat cum de a scăpat țarul Rusiei de la Stănilești, adică el putea să fie capturat de către trupele otomane care erau superioare numeric. Creștinii, în jur de la 40.000-50.000 soldați, otomanii aveau în jur de 120.000 de soldați. Răspunsul istoricilor este unul simplu, doar prin corupție, adică comandantul trupelor rusești a fost mituit cu aproximativ 800 de pungi de galbe. Momentul 16 mai 1912, care am pus aici pe un fond negru, este momentul, să spunem așa, funebru. Rusia ajunge pentru prima dată la granițele Moldovei în 1791, în urma războiului din 1787, 1791-92, prin tratatul de la Iași, care s-a încheiat în 1792, în 1791 s-a încheiat cu Austria. Din 1792 și până în 1812, Moldova a fost vecină cu Rusia ca stat, au fost state vecine, iar următorul pas a venit în urma războiului din 1806-1812, când Rusia a mers mai departe și a dorit să anexeze, trebuie să spunem, a fost puțin dezamăgită, dorea să anexeze inclusiv țara românească și Moldova întreagă, nu doar Basarabia de astăzi. Acesta era planul rusilor, numai că izbucnirea războiului cu Franța, Napoleon, campania pe care o pregătea în 1812, în iunie, împotriva Rusiei, a precipitat puțin aceste tratative. Iar aici am pus imaginea lui Beniamin Constantin, care era mitropolitul Moldovei și trebuie să spunem că un lucru poate mai puțin cunoscut, în acea perioadă Moldova nu avea domn. În perioada 1807-1812, în Moldova a fost mai multe căimâncâni, adică locuitori de domn. Iar în 1812, momentul în care Moldova a fost nevoită să cedeze această porțiune, o practică Aimacam era mitropolitul Moldovei Beniamin Costache. În 1812 povestea este foarte cunoscută, la fel ca și atunci, reprezentantul Rusiei, dragomanul Rusiei, Dimitrie Moruzi, care era fiul unui fost domn fanariot Constanche Moruzi din țele române, la fel a fost mituit de către agentul Rusiei care a negociat aceste tratative. Agentul Rusiei, puțin paradoxal, era francez, cel care a dirijat aceste tratative dintre Rusia și Imperiul Otoman în acea perioadă era un francez. Iar Dimitrie Moruzi se spune că a fost mituit, iar sultanul l-a mai acuzat și de un fapt că a avut o politică prorusească, fiindcă Moruzi era ortodox. Și atunci s-a spus că el, ca dragoman, a făcut jocurile Rusiei și din punct de vedere, să spunem așa, al ortodoxiei, iar soarta lui a fost una tragică în final. A primit ordin și a fost ucis din ordinul sultanului. Iar aici avem harta Basarabiei, neapărat foarte cunoscută, în 1812, O hartă și un pământ, este o rană deschisă, practic, a istoriei noastre în continuare. O să trecem rapid și o să ajungem în un război mondial. Am pus această imagine care este foarte simbolică, fiindcă este vizita țarului Nicolae al II-lea, a venit pentru o zi, asta câteva ore la Constanța. Aici este o imagine, să spunem așa, o fotografie de grup, din care familia regală, toată familia regală a României, din care, bineînțeles, făcea parte și prințul moștenitor Ferdinand cu soția lui Maria, care trebuie să știm că Maria nu era fiica, să spunem, sau nepoata țarului Alexandru al II-lea,
Alexandru al II-lea, care a avut nouă contribuție, nu putem să negăm acest lucru. În 1877, în momentul în care s-a desfășurat războiul ruso-turc, practic bunicul reginei Maria conducea Rusia în acel moment. Și practic, dacă lăsăm puțin povestea în final din 1878 cu acele schimburi teritoriale, cu Cahun, Ismail Păoltrat, dar în conjunctura războiului ruso-turc, România totuși a obținut independența, iar țarul Alexandru al II-lea a avut un rol important în ceea ce privește acest aspect și cred că aceste lucruri trebuie spuse, nu trebuie neapărat neglijate, indiferent de contextele, fiindcă privim istoria cum era atunci, nu neapărat cum este acum. Este motivul pentru care Regina Maria a avut de la început o poziție fermă, îndreptată către Antanta, respectiv, trebuie să spunem, când spunem Antanta, Regina Maria susținea Rusia în principal, mai puțin Andrea, chiar dacă spunem că era și nepoata reginei Victoria, dar în jurnalul reginei Maria vedem opțiunea ei către țarul Nicolae al II-lea, către Rusia și toate cuvintele sunt îndreptate către răsărit. Iar aici este edificator în ceea ce privește viitorul Basarabiei, este, să spunem, imaginea celor doi regei României. Pe de-o parte avem pe Carol I, care a domnit până în 1914 și urmașul lui Ferdinand I. Nu am pus întâmplător aceste două imagini, fiindcă ambele au susținut alte obiective politice. Nu s-au înțeles în ceea ce privește obiectivele lor politice. Pe de-o parte, Carol I a susținut până la capăt alianța cu puterile centrale, respectiv cu Germania. Acest lucru trebuie să mai accentuăm o idee. Faptul că a susținut alianța puterilor centrale implicit susținea intrarea României în război pentru recuperarea Basarabiei. Adică acest fapt, până la urmă, la asta ar fi adus din punct de vedere politic. În schimb, Ferdinand I, nepotul lui, nu? A avut o altă opțiune politică. O altă opțiune politică în sensul că el a susținut intrarea României în război alături de Antanta. Nu întâmplător, în Consiliul de Corană din 1914, cine urmărește dispunerea forțelor, să spunem așa, politice, regele Ferdinand și prințul, regele Carol I și prințul moștenitor Ferdinand stau față în față. Ceea ce este edificator este faptul că regele Carol, nu l-are în dreapta lui pe primul ministru, așa cum ți-ar fi cuvenit, nu? Că el conducea, ci l-are în dreapta lui pe Teodor Roset, iar în stânga lui l-are pe Petre Pecar. La fel, un foarte important politician conservator jurist. În timp ce la dreapta lui Ferdinand, în 1914, se afla Ionice Brătianu, adică personajul care va susține, să spunem așa, pe termen lung, unirea, să spunem, sau intrarea României alături de Antanta. În momentul în care, spre deziluzia lui, participanții au votat unanimitate neutralitatea României, dar Petre Pecar a susținut poziția regiului de a intra în război alături de puterile centrale, argumentându-se că tratatul încheiat în 1883 are un caracter defensiv și România nu trebuia să se implice în acest război. Totuși, în 1916, oamenii politici nu mai țin cont de caracterul defensiv al unui tratat, deoarece în 1916 România devine un stat, să spunem, ofensiv, exact cum fusese Austro-Ungaria în 1914. Aici mai trebuie spus, în ceea ce privește aceste tratate, faptul că și poziția oamenilor politici români. Tratatul cu puterile centrale, care fusese încheiat în 1983, fusese reînnoit la 5 februarie 1913. Deci cu un an înainte ca războiul să izbucnească. Acest tratat este important din punct de vedere al stabilității politice, mai ales că de fiecare dată, în discursul istoric, politic, se spune că acest tratat cu puterile centrale era necesar, fiindcă Rusia era dușmanul adevărat pe care îl avea România, mai ales că se comportase foarte urât cu România în 1878. Acest fapt a atras, să spunem așa, o anumită antipatie a oamenilor politici români. Numai că acest discurs pe care îl au, să spunem, politicienii față de Rusia, se șterge total în 1914. Faptul că am intrat în puterile centrale ca să ne apărăm de Rusia, argumentul deodată s-a dizolvat. Iar dacă tratatul din 1913 prevedea faptul că cele două state trebuie să-și acorde reciproc război, să-și acorde reciproc susținere și să nu încheie tratate unul împotriva celuilalt, România nu se comportă fair play. Peste un an de zile, în 1914, încheie acea convenție, Sazanov-Diamandi, prin care România era de acord cu, să spunem așa, cu nota rusească, prin care Rusia spunea că va proteja România și era de acord ca România să preia teritorii din Imperiul Austro-Ungar. Iar această notă, Sazanov-Diamandi, are o particularitate. Aduce pentru prima dată în discuție interesul Rusiei pentru Bucovina. Fiindcă dacă nota din 1914, din septembrie,
reprezentanții diplomatici ruși spun că în Bucovina se va aplica dreptul naționalităților. Adică împărțirea acestui teritoriu la finalul războiului se va face în funcție de acest principiu al naționalităților. În schimb, România avea mână liberă, să spunem, în Transilvania și Banat. România, bineînțeles că în 1916, contrar așteptărilor Germaniei, Austro-Ungariei, nu se așteptau, totuși va intra în război de partea Antantei. Nu discutăm acum argumentele pro sau contra. Totuși, această intrare în război a fost de la început de rău augur. În declarația pe care regele Ferdinand a făcut-o la 15 august, o aduce în discuție și lupta de la, să spunem, războieni, victoria de la războieni, când, când moldovenii și Ștefan cel Mare au fost înfrânți. Dar așa cum a spus și domnul Rusanovski, un rol important în realizarea Unirii din 1918, fiindcă așa cum spune și Florin Constantiniu, Marea Unire din 1918 nu a fost rodul acțiunilor militare. Adică în 1918 Marea Unire nu s-a realizat datorită luptelor de pe front, ci s-a realizat datorită aplicării dreptului autodeterminare în cadrul adunărilor reprezentative. E motivul pentru care Lenin, așa cum a spus și domnul Rusanovski, la 2 noiembrie 1917, va da un celebru decret, decretul privind drepturilor popoarelor din Rusia, de a aplica dreptul la autodeterminare. Și acest drept la autodeterminare mergea acolo încât se susținea chiar în conținutul acestui decret că se putea merge chiar până la secesiunea, ruperea de Rusia, dacă națiunile și popoarele o cer. Deci, din acest punct de vedere, Revoluția Bolșevică din 25 octombrie, pe termen scurt, trebuie să spunem, pe termen scurt, a reprezentat un context favorabil, pe termen lung însă nu. În ceea ce privește Actul Unirii din 1918, la vedem și aici, avem și aici imaginea, și poate nu întâmplător vedem cei doi domni, pe Ștefan cel Mare și Dimitrie Cantemir, nu? Domnii reprezentantii ai Moldovei. Iar aici avem chiar declarația Sfatului Țării de la 27 martie 1918. Numai că în această declarație vedem că la președintele Sfatului Țării, unde este trecut Ion Niculeț, semnează Pantelimon Halipa. Ion Niculeț nu semnează pe această declarație. Iar la sectar este Ion Buzdugan. Trebuie spus că această declarație nu este un act definitiv al lui. Chiar dacă noi sărbătorim astăzi 27 martie 1918 sau 9 aprilie pe stil nou, trebuie spus că nu este actul, să spunem, decisiv al Unirii, fiindcă a fost un act condiționat. Sfatul Țării de la Chișinău a condiționat la 27 martie 1918 Unirea Basarabiei cu România, punând anumite condiții. Iar aceste condiții sunt trecute aici încă de la început, nu să le mai citesc eu, de la realizarea reformei agrare, care era foarte importantă în Basarabia în acele vremuri, până la adoptarea legii electorale, votul universal și până la o anumită administrare, să spunem, autonomie internă al unei instituții din Basarabia. Aceste condiții le vedem, pe care le-a pus Sfatul Țării, sunt 11, să spunem așa, puncte pe care guvernul de român trebuia să le respecte. Unirea Basarabiei cu România a fost o surpriză pentru toată lumea, inclusiv pentru regele Ferdinand, pentru regele Maria, nimeni nu se aștepta la așa ceva. Dar aici trebuie să mai subliniem un lucru. Un rol important l-au avut și autoritățile germane. Alexandru Marghiloman, care a fost prezent la Unirea, prezent în Chișinău la 27 martie, a fost însoțit de mari oficialități din cadrul comandamentului militar german. Adică germanii au girat și au legitimat această unire care s-a produs între România și Basarabia la 27 martie 1918. Și fără acordul lor politic și militar, fără acordul Germaniei, unirea nu s-ar fi putut produce la 27 martie, fiindcă în acel moment Germania, să spunem așa, controla din punct de vedere militar acest teritoriu, această parte de țară și nimic nu se putea face fără acordul lor politic. În ceea ce privește România în perioada 1918-1920, foarte succint, ca să nu vă rețin prea mult, aici avem pe generalul Ernest Broșteanu, care a intrat la Chișinău la 13 ianuarie 1918, în fruntea Divizia 11. Trebuie să spunem că în momentul în care guvernul de la Chișinău a solicitat sprijinul armatei române, în Basarabia au intrat 4 divizii românești. Au intrat 2 divizii de cavalerie și 2 divizii de infanterie. Iar aici avem pe generalul Artur Voitoianu, care a fost comisar general Basarabiei în iunie-decembrie 1918. Este o funcție minoră, fiindcă autoritățile și contemporanii spun că Basarabia era condusă de 2 autorități. Pe de-o parte era autoritatea Sfatului Țării, care se spune că avea o legitimitate scăzută, iar pe de-o parte era comandamentul militar român, care avea puterea reală în cadrul Basarabiei, în Basarabia în 1918. Iar aici îl avem pe generalul Constantin Coandă, care nu este practic tatăl, nu, lui Harry Coandă, nu, cunoscutul inginer,
care a elaborat proiectul de decret privind convocarea sfatului țării în ultima sesiune la 25 noiembrie 1918. Este important de spus că la 27 noiembrie 1918 sfatul țării s-a întrunit și acela este momentul în care s-a realizat unirea necondiționată. În momentul în care sfatul țării de la Chișinău la 27 noiembrie a renunțat la toate condițiile pe care le pusese guvernul României și a acceptat unirea necondiționată cu România și sfatul țării s-a autodizolvat. Numai că povestea Basarabiei nu este una doar așa, una eroică. Am pus și acest exemplu al generalului Stan Boietaș, care a fost ucis de bolșevici la 8 ianuarie 1919, în luptele care s-au dat, așa cum s-a spus, teritoriul Basarabiei era un teritoriu cuprins de haos, în care bolșevicii au creat multe crime, mai ales și căvorându-l populației civile, a patrioților din Basarabia, au avut loc multe astfel de crime în rândul românilor și este și cazul generalului Stan Boietaș, care a fost ucis undeva prin nordul Basarabiei, în jurul Hotinului, în timp ce patrula de către un, să numim așa, comando bolșevic. Iar aici avem o statuie ridicată în Basarabia, undeva prin 1921, dacă nu înșel, în cinstea acestui general român ucis în timpul acelor evenimente. În ceea ce privește delegația Basarabia a Convenției de Pace de la Paris, trebuie să spunem că sfatul țării și hotărârea luată la 27 martie nu era o hotărâre definitivă. Dacă nu era recunoscută internațional, ea nu avea nicio însemnătate. Și o să vedem imediat și de ce. E motivul pentru care în delegația României au participat și Ion Codreanu, Sergiu Cujbă, Ioan Pelivan și Gheorghe Năstase, care au avut un rol important în ceea ce privește sprijinirea României, astfel încât să se obțină unirea, recunoașterea unirii internaționale. Aici am pus niște slide-uri cu personalități occidentale care au susținut unirea și cu personalități care nu au susținut unirea. Trebuie să spunem că unirea Basarabiei a fost un subiect de dezbatere, la fel ca și unirea Transilvaniei, dezbatere cu maghiari la Trianon. Adică au fost dezbatere academice bazate pe statistici, pe hărți geografice, etnografice, pe studii istorice publicate, astfel încât opinia publică să cunoască care era realitatea istorică, etnografică, demografică a populației din Basarabia. Lupta s-a dat pe absolut toate planurile și aici am pus doar câteva nume din politicieni occidentali care au susținut unirea Basarabiei. Un rol important, să știți că l-a avut această hartă etnografică realizată de Alex în 1916, ceea ce este interesant că acest personaj, Alexis Nouri, s-a descoperit ulterior că de fapt el era spion al hranii țariste. Chiar era un germanofil, chiar dacă avea un discurs pro Germania, de fapt el era plătit de serviciile rusești ca să susțină și, să spunem așa, făcea jocurile Sankt Petersburgului, dacă e să fim corecți, până în 1917. Și bineînțeles aici avem pe Gustav Weigand, savant german care a realizat o artă etnografică a Basarabiei, și pe Gheorghe Munteanu Murgoci, care a fost chemat special la Paris de către Victor Antonescu, pentru ca cu consilier tehnic, astfel încât să susțină argumentația oamenilor politici române. Erau nevoie de specialiști pentru a dezbate și pentru a aduce argumente pro în ceea ce privește legitimitatea României, în ceea ce privește unirea. Contraopoziția României la Paris, să știți că a fost una foarte puternică și a fost coordonată de Gheorghe Lvov. Gheorghe Lvov a fost un prim-ministru în timpul Rusiei țariste, iar el a coordonat întreaga emigrație rusească de la Paris în perioada 1919-1920. Iar aici, să știți că se remarcă și Alexandru Kupenski, care era basarabean. Alexandru Kupenski, care s-a abținut, a făcut parte din cei 36 de basarabeni din sfatul țării, care s-au obținut în ceea ce privește votul, iar ulterior a mers la Paris și a susținut partida lui Gheorghe Lvov în ceea ce privește nerecunoașterea Unirii Basarabiei cu România de către marile puteri. Partida rusească, emigrația rusească, să știți că a fost una foarte puternică. Poate că era și mai puternică dacă Rusia nu era în plin război civil în 1921 și poate că și în acest context favorabil nouă, fiindcă Rusia nu a participat oficial la Conferința de la Paris, a făcut ca marile puteri, nu în final, să recunoască o parte din marile puteri, să recunoască Uniunea Basarabiei cu România. Și aici avem reprezentanții americani. Americanii trebuie să spunem că s-au opus de la început Unirii Basarabiei cu România. Robert Lansing, care era secretar de stat al Statelor Unite, nu a recunoscut această unire, la fel ca șeful negociatorului american la Comisia de Pace, s-a opus unirii, nu a recunoscut acest lucru, dar un lucru important trebuie să spunem că Statele Unite ale Americii nu a recunoscut tratatul de la Paris, o să vorbim imediat, la 28 octombrie 1920,
Adică Statele Unite nu a recunoscut în perioada interbelică pașaportul românesc al basarabenilor, fiindcă nu a recunoscut unirea Basarabiei cu România din 1918. Aceasta a fost perspectiva, să spunem, a Statelor Unite, considerând că ei doreau, practic, în momentul respectiv, să păstreze Rusia, sperând că în urma războiului civil se va reveni la un regim democratic, dar nu s-a întâmplat așa. Iar aici avem pe ceilalți reprezentanți occidentali care au susținut Unirea Basarabiei cu România, tigrul nou, cum a fost denumit, Georges Clemenceau, André Tardieu, general Franța și Marea Britanie au avut o atitudine benefică. Trebuie să spunem că prin tratatul, și aici am să mă opresc, prin tratatul final semnat la Paris, la 28 octombrie 1920, Statele Unite nu a semnat acest tratat, adică nu a semnat tratatul de recunoaștere a Basarabiei cu România. Acest tratat a fost semnat prima dată de Marea Britanie, a urmat Franța, Italia și Japonia. Trebuie spus că din cele patru țări mari învingătoare, nici Japonia nu a mai ratificat tratatul. Adică nici Japonia, oricând s-a trimis tratatul, da? Să fie ratificat de către Parlament, japonezii nu l-au mai ratificat. Rusia Sovietică a făcut presiune asupra guvernului de la Tokyo, presiune din punct de vedere economic, mai ales în ceea ce privește pescuitul în o anumită zonă asiatică, astfel încât chiar dacă inițial reprezentantul Japoniei a semnat la Paris acest tratat, în final nici Japonia nu l-a semnat. E motivul pentru care au rămas doar trei țări mari, să spunem, care au recunoscut Unirea Basarabiei cu România. Este vorba de Marea Britanie, Franța și Italia. Restul, să spunem, erau țări minore care nu aveau un impact deosebit în relațiile internaționale. În ceea ce privește ce avem o harta României în 1914, la izbucnirea României, cum e la izbucnirea primului război mondial, și harta România la finalul războiului în 1918. Aici vreau doar să închei și atât am să mai spun. Faptul că unirea din 1918, Unirea Basarabiei, a fost exclusiv voința românilor basarabeni. Românii de la București nu i-au susținut în 1914, nu i-au susținut în 1916 și nu îi vor susține nici în 1940. Fiindcă nici în 1940, iarăși basarabeni s-au simțit trădați iarăși, fiindcă în 1940 România nu i-a apărat în fața pericolului bolșevic. Adică în momentul în care Uniunea Sovietică a trimis nota ultimativă, România nu a luat exemplu Finlandei, nu au luat exemplu Greciei. În momentul în care Grecia, primul premier sau premierul Greciei a fost susținut de reprezentantul Italiei ca să cedeze niște teritorii în cazul în care nu va ceda Grecia aceste teritorii, Italia a spus că atunci va fi război. Iar răspunsul reprezentantului Greciei a fost unul pe care și noi am trebuit să-l învățăm. A fost război, un răspuns foarte scurt. A spus în franceză doar atât, a lor, la chiar, atunci, la război, nimic mai mult. Cred că și românii în 1940, poate că ar fi trebuit totuși, măcar ca o chestiune pentru urmași, că niciun teritoriu unit cu România nu putea să fie cedat, poate așa de ușor. Dar poate și asta a fost problema de la guvernului de la București, cu asta închei, din 1918, poate că aceasta nu a venit mult prea ușor. Guvernul de la București nu a făcut niciun sacrificiu foarte mare, astfel încât Carol al II-lea, nu, cu rudele lui Ursești, fiindcă el când a divorțat în 1900, în timpul Război Mondial, a avut cam altul niște ruși, niște ofițeri ruși au avut acolo în biserică. Carol al II-lea și guvernul de la București au considerat că Basarabia poate fi cerată fără luptă. Atunci, iarăși, a treia oară, guvernul de București i-a trădat pe Basarabia. Situația Basarabiei și astăzi este una fierbinte, este o rană deschisă și dacă va fi unire, rămân la premisa, va fi doar datorită basarabenilor, fiindcă românii de trei ori și-au exprimat o voință, tare mi-e teamă că nici a patra oară nu vor face asta. Deci, ei sunt și unirea care nu știu ce cu Basarabia, asta am terminat, a fost voința, energia și, să spunem așa, dorința românilor basarabeni de a se uni cu români. Mulțumesc! Domnule profesor, să știți că ieri la Chișinău, în fața statuii lui Ștefan cel Mare, atât de tare ne iubesc basarabenii, cu ghilimele de rigoare, eu fiind de acolo, de anul Pământului, s-au adunat 20 persoane. Pentru 27 martie 1908. Evenimentele din Basarabia de acum sunt așa cum știm cu toți. Iar ca să completez formidabila predoarie și cuvânt a domnului profesor de istorie, vreau să vă spun că din scrie și din citit, atât de tare ne-au iubit
niște eliberatorii noștri, iar primiri de puneți de vreo 13-14 ori ne-au eliberat în de-a lungul istoriei, generalul Cutuzov, atunci în facere de tratatului de la București, în care o bucată din Basarabia și în România, din Moldova, trecea la ruși, a făcut următoarea afirmație: am să las românilor doar cu ochii ca să plâng eu. Și așa a fost. Iar pe Olena cu Ștefan cel Mare, rușii o numeau Romașca, tradus înseamnă româncuța. Deci eram român și atunci. Pe mine în Basarabia m-au întrebat unii, chiar și un primar, chiar și mai de nivel inferior de educație și cultură, ce domnul Constantin, ce Ștefan cel Mare a fost român, iată că nu s-a creat masa critică și încă mai durează în Basarabia ca să se întâmple miracol pe care eu tot vorbeam. Numai că acest miracol, de data aceasta, nu mai poate fi făcut de un singur grup, de o generație a Unirii sau din sfata țării. Deja s-a extins modelul democratic, trebuie să hotărască, ori nu se poate hotărâ. Cu situația actuală din Basarabia, speranțele Unirii sunt departe, zări albastre duse. Vă scuzați. Pentru că acest eveniment are două componente, o să trecem la partea a doua a evenimentului, care va fi mult mai succintă și mai concentrată, și îl voi ruga pe domnul Marian Clenciu să preia conducerea întâlnirii. Mulțumesc frumos! Înainte de toate, vreau să spun două vorbe despre această asociație, care este o asociație a durerii și a memoriei. Durerea înseamnă refugiați și deportați. În Cartea Memoriei, în cele 4 volume a deportaților, am găsit întreg neamul Rusanovski. Apropo de neamul Rusanovski, să știți că un nepot al dumneavoastră lansează astăzi la Iași o carte foarte importantă. Iulian, da. În același timp, la Craiova, filiala noastră dă un mare spectacol. Dar să ne întoarcem la asociație. Am spus durere și memorie. Durerea, v-am spus, a însemnat Siberia și România sau Occidentul refugii. Asupra memoriei, ca întotdeauna, s-a lucrat intens, apăsat. Chiar am citit de curând, am găsit un material, un ultim votant al Unirii din Cernăuți, a murit la canal în anii 1950. Așa se lucra la memorie. Nu trebuie să ne mirăm de frații noștri din Basarabia, că lor le este șteasă memoria în proporție de mare. Dar să nu vă speriați, este memoria celor rusofoni, rusolingviști, pentru că țăranul acasă vorbește românește și eu am mare încredere în acei tineri. Apropo de tine, astăzi am la București pentru 4 zile 10 copii din Chișinău, care au scris o carte împreună, Orașele Unirii. De ce să nu ne amintim că Unirea a fost totuși o voință democratică? Ceea ce o să așteptăm și acum. Cândva speram că un război undeva mai încolo de noi ne va ajuta. Acum nu sunt convins, dar ideea iacătă nu dispare. Despre refugiați, ca să trecem la Asociația Culturală Pro-Basarabia, care a fost formată inițial numai din membrii de refugiați, sau urmași ai cercurilor basarabene, asociații înscrise și interzise în 1948. Au existat asociații asta a refugiaților basarabeni și a refugiaților bucovine. Despre dreptul nostru sau intențiile noastre de unire, noi ar trebui să ne bazăm pe scriitorii străini. Și am să dau două nume și am să fac și o mică paranteză. C.
Charles Hobson Clark scrie România Măreață în 1917 și se publică în limba engleză, el fiind american. Paranteza care vreau să fac. Această carte există în original la Academia Română și a fost la fondul secret până acum 5 ani. Vreți să spuneți că nu se lucrează asupra memoriei noastre? Se lucrează încă. Se lucrează și ar trebui să fim mai eficienți. De aceea vreau să vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți prezenți aici, că înseamnă că memoria noastră românească înseamnă ceva și că avem dreptul la ea, chiar dacă pe alocuri încearcă prin legi să ne oprească acest lucru sau prin hotărâri de guvern. Am fost anul acesta la Muzeul de Istorie din București și era o expoziție campania din Uniunea Sovietică sau, mă rog, din Rusia. Orice se spunea despre acest război, însă singurele vorbe importante și adevărate nu s-au spus și nu erau scrise. Am intrat în război pentru Basarabia. Da, n-aș vrea să vă implic în sentimentalismul nostru. Încă o dată vă mulțumesc că sunteți prezenți, că sunteți alături de noi. Este o speranță, ar trebui să mai mult tineret să avem, pentru că dacă răsfoiți vreo carte de istorie, despre basarabeni se scrie foarte puțin, despre refugiați și mai puțin, doar scriu memorii unii din ei. Atâta despre asociație, probabil că poate mintea românului cea de pe urmă, n-ar trebui să judecăm foarte aspru. Poate că e mai bine un român viu pe un teritoriu vremelnic în afara României decât să avem cruci cu mulți eroi. Gândiți-vă și la aspectul ăsta. Intenția noastră este de a recupera românismul acolo unde s-a pierdut și se duc lupte diplomatice, se duc lupte de influență, se duc tot felul de se fac tot felul de lucruri care șicanează. De ce trebuie să nu recunoaștem că statele nu au prieteni, au doar interese? Nu este nimeni de vină că România nu și-a clamat interesele. Mai rău, în memoriile generalului Costaș se spune clar: ne-am prezentat la Iliescu și am cerut unire. Urmarea o știți, nu s-a făcut. Da, atâta, ca să nu incit prea tare. Vom trece la punctul al doilea, da? O să mă așez? Vă rog, microman. Ar fi alegeri pentru un nou comitet, ceea ce mă face să mă gândesc foarte bine la, să mă întristez pentru faptul că domnul Constantin Rusanovski, într-adevăr, o flacără pentru Basarabia, am fost cu dânsul în multe, multe acțiuni, multe, multe acțiuni au plecat din acest oraș, din Onești, și aș aminti Crucea Mântuirii Neamului, chiar dacă a ajuns pe alte mâini, va fi întotdeauna a noastră. Sunt întristat că pleci, dar și la fel de încrezător, nu, sigur că nu va pleca. Nu poate să plece. Dar încrezător că... O să ține minte, să vă țină Dumnezeu mai mult de 10 ani și în picioare peste votare. Dar pentru că acum am să încerc scuze. Urmează alegerile. Așa. Da.
Deci, domnul Constantin Rusanovski va trebui să spună în două rânduri, în două cuvinte, nu foarte lungi, ceva despre din activitatea dânsului până acum. Da. Să știți că a fost reticent, nu prea a scris niciodată rapoarte de activitate. N-am avut timp că am fost pe drumuri mereu. De 84 de ori în Basarabia, începând de la Chișinău până în partea de nord, acolo sunt și eu născut. De ce nu am timp de rapoarte? Dar de făcut mare lucru n-am făcut. Nu mi-a ieșit nimic. Am încercat cu copiii. Dacă trebuie să enumăr tot ce am făcut, nu înseamnă laudă, dar câteva. Am încercat întâi cu copiii. M-am dus la mare, 4 ani la rând, câte 25 de copii, din zona aceea de unde sunt și eu. După aceea am încercat cu profesorii. Au organizat președintele la București școala de vară. Pentru profesor de limba română și profesor de istorie. Unde regretat eu mergea președintele Asociației Culturale de la Basarabia și Bucovina de la Iași, care s-a stins, a ținut acele cursuri, pentru că era un om de cultură, și după aceea am încercat cu primari, nu, cu doctori. M-a dus aici la Olești, de două ori, echipă de 5-6 doctori. I-am dus și la Comănești, i-am dus și la Mâinești. Nu s-a prins nimic, nici unul singur, care întâmplător nu este nepot. Acolo e medic, medic, urolog. În rest, n-am înțeles nimeni nimic. După aceea am încercat cu primari. M-am adus aici 8 primari și i-am plimbat mai peste tot. Chiar li s-a organizat la Târgu Ocna, domnule primar, fost primar, s-a organizat o sărbătoare extraordinară pentru ei. Am încercat înfrățiri între comune, în speranța că așa ne împrietenim, ne apropiem măcar cot de cot, dar dacă nu suflet de suflet. Chiar și cu doi președinți am avut ocazia să dau mâna, să-mi întind mâna de altfel, nu știu, eu văzut, Nicolae, cum îl cheamă în fața aia, a fost înaintea lui Timofte? Da, Nicolae Timofte și cu Gheorghe Gimbu, cu Mihai Gimbu, Gheorghe Gimbu, pe fratele lui Anul. Gheorghe, cu Mihai Gimbu. Când i-am vorbit de unire lui Mihai Gimbu, deși el era un ionist declarat, în vorbe, când i-am vorbit de unire și să unească ei întâi acolo și după aceea să vorbească de unire, era în stare să-mi dea cu o scrumieră în cap. Cu primarul, cu președintele Timofte, în fața monumentului imens de la Chișinău, dedicat în memoria deportaților din 1949, printre care și tot neamul meu, am fost prezentat acolo și am spus, stimate domnule președinte, aveți ocazia să rămâniți în istorie, dacă înfăptuiți actul Unirii, speranța de viacuri în Imperiul Românesc. N-a făcut nimic. Atâta sunt de mândru că atunci când am fost ales cu mulți ani în urmă de răposat Dumnezeu să-l ierte din nemitică Ciobanu, cel care a înființat asociația aici, am promis atunci că eram cel mai tânăr din sală. Azi sunt cel mai bătrân de aici. Am promis atunci că n-am să îi fac de râs pe cei care m-au ales. Și eu cred că în măsura suficienței mele, eu cred că nu i-am făcut de râs, ba din contră. Vă mulțumesc. Am să completez eu una din manifestările. Nu, am rugăminte. Am aici un marcor deosebit, doamna Dana Lungu, cu care am fost în Maramureșul istoric, am fost și cu domnul președinte, am fost în Maramureșul istoric, am fost și la Fântâna Albă, unde au fost 9 ani la rând, unde au fost uciși cei 3.000 de români bucovineni care vreau să treacă în 41, în 3 aprilie, când cinism și dată și-au ales autoritățile să
dea un zvon, precum că toți cei care doresc să treacă în țară și au rude și vor să plece în România, pot pleca. E, la ieșirea din pădurea de la Fântânalul, a fost împușcat Segeras 3000. Am fost cu doamna Dana Lungu, dar nu o să mai spun doamna, spun Dana. Am fost și acolo la Fântânalul, dar am mai fost într-un loc, la Lunca, tot așa un... La s-a fost invitația acolo, s-a dezvelit un monument în memoria celor ucis 600 de români. Și am trecut și prin locul de naștere a bunicilor Danii și... Herța. La Herța. Este probabil de aia s-a lipit de mine, de idealul meu, de noi, comunist, pentru că este de acolo. Dar asta nu înseamnă că cei care nu sunt de acolo nu trebuie să fie, cum am spus la început aici, nu trebuie să fie unioniști. Unionismul înseamnă partea supremă a partidului. Cu permisiunea dumneavoastră, o să invit pe cineva alături de mine. Este vorba de fostul primar al orașului Stațiunea Târgu Ocna, domnul Ștefan Șilochi, alături de care am făcut foarte multe activități, despre care dumneavoastră ați făcut un pic, v-ați făcut puțină vorbire, dar pentru că a fost primarul care a spus da dinainte de a-i finaliza, să zicem, propunerea de a aduce mai mulți primari din Republica Moldova, au fost foarte multe activități. O să vă rog pe dumneavoastră să vorbiți puțin, sau mai mult. Eu mulțumesc foarte mult pentru invitație, sunt onorat să fiu prezent astăzi aici și trebuie să mulțumesc domnului Rusanovski pentru că am avut multe activități și domnul Rusanovski, nu fiți dezamăgit. S-au făcut pași mulți. Am reușit împreună cu dumneavoastră și cu doamna Ana Lungu, care îi mulțumesc, să facem câteva lucruri interesante. Pentru ca două persoane să se unească, să se căsătorească, trebuie să se cunoască. Pornind de la acest principiu, am încercat aceste relații cu Republica Moldova și am învățit orașul Târgu Ocna împreună cu domnul primar actual, administrator public și viceprimar la Târgu Ocna, să ne învățim cu 5 orașe din Republica Moldova. Cu Edinetul, Cricova, Menești Mici, Capaclia și cea de lungă din Găgăuzia. Deci de la nord la sud. Și aș vrea să remarc aici că sunt foarte mulți moldoveni care n-au văzut niciodată România și foarte mulți români care n-au văzut niciodată Moldova. Ei trăiesc, ea spunea lucrurile bune din coașă, că sunt vieții, ei țin minte lucrurile povestite și, bineînțeles, propaganda sovietică care s-a făcut acolo. Jandarmi. Da, și jandarmii care purtau mielul de gât cu cei care furau. Dar să știți că am avut un eveniment la Capaclia când cu primarul de acolo i-am spus domnul primar. Și doamne, am câțiva să n-audă de România. Urcă într-un autobuz și din România. Ce credeți că mi-a spus a doua zi? Uitându-se în țară, ce și cum românii n-au murit dacă nu i-am ajutat? Deci trebuie să înțelegem că până nu vin aici să vadă măcar o dată ce s-a făcut. Și sigur că nu putem impune nimic. Dar după ce vine și cunoaște, el își va schimba gândirea. Aș dori să spun că noi avem în Târgu Ocna 32 de persoane cu familiilor montate în Târgu Ocna. Sunt organizați destul de bine. Am făcut chiar alegeri, avem un reprezentant. Astăzi s-au întâlnit acolo, de la primărie, tot ajutorul. Și chiar avem angajați la primărie, 3 persoane din Republica Moldova. Avem cele mai mari alegeri, după părerea mea, sunt acele schimburi de experiență cu elevii. De la liceul Eminescu din Edineț, la liceul din Târgu Ocna. Care au fost concluziile? După ce au venit ei la noi, s-au dus copiii noștri acolo, când au venit, au spus ce oameni frumoși, deștepți și cunosc 3 limbi. Asta este important. Dar cum am făcut? Au venit vineri seara, au stat în familie, și luni s-au dus la școală cu elevii de la Târgu Ocna. La fel au pățit și dincolo. Pe acei tineri, când vin și văd un lucru real, când stau în familie și vede că nimeni nu le dorește casa, familia, terenul, cred că așa pot fi convinși că nu avem nimic de luat unii de la alții decât să fim împreună. La fel am făcut și cu sudul Basarabiei. Suntem înfrățiți cu 5 orașe din actuala Ucraina. Începând de la Reni, Ismael, Cetatea Albă. Acum avem relații destul de bune.
tot așa, făcând schimburi de experiență. Și când vin, îi convingem. Ei se conving singuri, pentru că nu o vor face niciodată guvernanții. Gândiți-vă că în contextul mondial nu va încerca nimeni această unire, decât atunci când 50 plus 1 dintre cetățeni vor înțelege că este mai bine așa, atunci se va face această unire. Așa că eu sper că aceasta se va face atunci când vor dori cei care se cunosc foarte bine. Și atunci aceste schimburi de experiență trebuie continuate. Pentru că numai așa ne vom cunoaște mai bine și vom vedea că nimeni nu dorește bunul altuia și eu sper, domnul Lusanovski, că vom ajunge și în acel moment. Mulțumesc tare mult! Trebuie să vă mulțumesc dumneavoastră că fără dumneavoastră nu puteam să cunosc primarul de la Idineț, care este un om deosebit și care a avut aceste schimburi de experiență. Primarul de la Cricova, de la Minești Mici, șeful de raion, apoi am extins aceste întâlniri cu președinții de Consilii Județeni, cu domnul Brașoveanu de la Bacău, am fost la Cricova, la Minești Mici, chiar am participat la zilele festive de acolo. Deci acestea cred eu că sunt problemele pe care le putem noi face. Guvernanții, Parlamentul, e greu să-l convinge. Dar să aducem 20 de oameni să stea câteva zile și la fel dincolo, putem. Și este la mâna noastră. Și această activitate este continuată și de domnul primar, actual domnul Cipotaru. Și noi sperăm că cu pași mici, dar sigur, realizăm mai mult decât să ne rugăm la președinți, la parlamentari. Mulțumesc tare mult! Trebuie să o felicit pe doamna Lungu, pentru că la Herța am fost împreună și la Maraon Maramureșul istoric. Și, Dana, îți mulțumesc tare mult că toate acțiunile pe care le-ai făcut, cam tu ai fost motorul acolo și fără tine noi ne adunăm mai greu, așa, băieții, știți. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc! Am știut eu cu Iraslu. Noi nu știm cu Iraslu. O să rog pe domnul fost primar al Comunei Cașin, domnul Daniel Soroiu, să vină alături de noi, pentru că tot împreună am reușit să facem o altă înfrățire. De data aceasta am lăsat Basarabia și am mers la comunitățile de români din Ucraina. Am găsit acolo un primar destoinic, o doamnă de milioane, cum rar găsim în țară, așa, româncă. Patrioată. O româncă, pură. O româncă adevărat, o patrioată. Vă rog, domnule. Doamnelor și domnilor, domnule Lusanovski, domnule profesor Puiu, doamna Dana, sunt un urac, mi-a dat cuvântul, într-adevăr, nu sunt vernic de laudă. Poate fac și o parte, o picătură în acest ocean de speranțe și năzuit a neamului românesc pentru noi. Domnul Lusanovski, vă felicit pentru activitate. Să știți că ați făcut foarte multe. Unirea se va face un timp mai practic și vă spun că unirea se va face atunci când marile puteri vor fi de acord. Până atunci, voința neamului românesc sau a basarabenilor, chiar dacă vom voi să ne unim, dacă marile puteri vor fi de acord, știți, ați văzut cum se spunea, unirea la 1918 a fost recunoscută cu norocul nostru, care a recunoscut-o Anglia, Franța și Italia. Dacă nu o recunoșteau, nu era unii. Așa că, ce să vă spun, am fost implicat în niște proiecte cu doamna Dana, aici în sală este și un domn Tudose Constantin, un cetățean. Urmează să vină și dumneavoastră, da? La microfon. Pe care am mobilizat domnul profesor Puiu, se amintește de frumoasele activități cu Cutem Cijmi, cu Universitatea Tehnică din Chișinău, la care domnul profesor Puiu a participat și a fost unul din artizanii acelor acțiuni extraordinare, zic eu. Într-adevăr, în perioada când a fost primar, am reușit să ne înfrățim cu Comuna Colibaș din Basarabia, da? Și spunem din sud, da? Din Cavul, și am urcat până la Mahala, la Cernăuți, unde ne-am înfrățit cu comuna de acolo. Am participat și noi cu delegația din Cașin la Fântâna Albă, la comemorarea celor căzuți acolo, și la Lunga. Am făcut cât am putut și speranța voastră. Dar, vă mai spun tot la fel, sunt tip practic, dacă România era la fel de dezvoltată cum era Germania, unirea se producea în 1989-90. Așa că, până la momentul 89, România nu era mai dezvoltată decât Basarabia. Era cap acolo, ca și acum, diferența este un pic mai mare, s-a accentuat România, a crescut un pic economic, știu eu, cum fondurile europene, de ce să nu le cunoaștem, astăzi crește economica României, de
păcate, nu mai este prin industrie, agricultură ce a fost odată, dar sperăm că guvernații români vor veni, sau vor veni alți guvernanți care vor sprijini acest factor. Într-adevăr, cum spunea domnul profesor, basarabenii au fost rădați de România de 3 ori. La 28 iunie 1940, în 48 de ore, România, guvernul de atunci, a intrat armata în dezordine, se știe prea bine câți au murit, și a dus în țară și a lăsat pradă rușilor fără să tragă un foc de armă contra armatei de ocupație bolșevice. Cam atât o să vă spun, nu vreau să vă rețin foarte mult, foarte multe de spus într-adevăr, dar ce să vă completez, că înainte mi-au venit niște oameni care le-au punctat foarte bine ceea ce înseamnă de punct de vedere istoric, național, uman, sentimental, așa că vă mulțumesc o dată pentru invitație și pentru că mi-ați dat cuvântul și ce zic, doar să anunț că eu nu vă zic 10 ani, vă zic încă 20 de ani, că se poate. Da, mai ales la măsirea ca așa, știți, cu oamenii 300, lejer, doar la primar. Doamna primar, cum e? Trec. Cam 3 la măsirea ca așa de 100 de ani, așa că mai aveți multe de spus, să vă ține Dumnezeu sănătos și cu cel mai bine, cu mintea liberă. Mulțumesc! O să luăm și pe domnul Tudose să vină puțin alături de noi și să vorbească despre activitățile pe care le-am făcut împreună. Pentru că, da, dumneavoastră ați fost multe în Cașin, nu? Ați inițiat în Cașin, dar nu numai acolo. Haideți puțin. Nu-i prea mult pentru un sat așa de mic. Eu am venit să învăț. Și am avut de învățat. Ați văzut ce lecție de istorie ne-a prezentat domnul profesor. Cam mult pesimism, tinere, fost președinte. Ne-ai transmis și mai sunt în funcție, lasă, te-am făcut ce-am murit. Bine atunci, tinere, domnul președinte. Ne-ai făcut așa, la vreme de sărbătoare, să nu fim pozitivi. Fostul primar de la Cașin a atins niște elemente importante. Chiar nu cred că depinde prea mult de basarabeni sau de români. Avem o situație geopolitică inedită și dacă cumva nu Marele Licuriciu, dar și el, dacă dorește, se face repede acea unire. Da, am avut șansa ca prin participând la foarte multe ediții a unui eveniment cultural care a unit, care a făcut ca Brutul să fie pârâul din grădină, cum spunea un regretat prieten al nostru, al românilor, și un mare cucutenian, ca să zic așa, prorectorul Universității Tehnice, domnul Dorogan, dus la ceruri, el așa numea. Să facem pârâul din grădină, să-l sorbim tot timpul când venim la Cașin, ne luăm și sorbim din prut, doar o deveni pârâul din grădină. Un alt mare basarabean și român, academicianul care s-a dus și el la ceruri de curând, domnul Nicolae Dabija, aflat la Uvârșea Mioriții, un loc de pe harta României unde se întâlnesc cele trei ținuturi ale bancilor din poveste, ce se află pe teritoriul comunei Cașin. Atunci când noi am pus monument de cultură populară acolo, am făcut doi pași, așa ca să fie pe teritoriul comunei Mănăstirea Cașin, să nu fie la Tulnici sau în altă parte. Bine, deci acolo Nicolae Dabija, academicianul istoric, cum nu avem niciun motiv să negăm această calitate, și această calitate a marelui Nicolae Dabija, a zis că de-a lungul istoriei a trecut atâtea ape peste români și ne-a rămas vorba aia. Apa trece pietrele români. Cred că a fost și acest aspect pe care istoricii îl cunosc, unii pot fi de acord, alții nu, când am mai lăsat capul plecat și nu ne-l-a dat ea. Ca eba să zic că m-a ținut la colț. Da, și în Cașin s-au făcut anumite acțiuni. Tânărul fost
primară a zis de acea înfrățire. Noi am marcat Marea Unire din cei 100 de ani de la Marea Unire într-un fel inedit. Atunci s-a făcut înfrățirea cu localitatea Colibaș și cu localitatea Mahala din Bucovina. Deci o mică unire într-o localitate de aici, de lângă Unești. Așa am reușit noi să facem comunitatea și administrația, bineînțeles, să facem câte ceva. Eu personal am avut șansa deosebită de a merge la atâtea ediții a simpozionului cu câte 5.000 redivivus, atât la, în Basarabia, cât și în România, și acolo am cunoscut într-adevăr oamenii care își doreau să fie sub aceeași conducere. Bineînțeles că nici eu nu am nicio așteptare de la politicienii români, în primul rând, parcă mai mult am la politicienii de dincolo de Prut în momentul acesta, în ideea de a face ceva. Da, la politicienii ăia de la București, iertați-mă cei de aici, în dumneavoastră am mare așteptare. Cam atât, să mă opresc. Ce am făcut eu? Mulțumesc frumos că m-ați... Frumos discursul ca de fiecare dată și pentru că mi-a tot făcut semn, nu, va da doamna primar, va da doamna primar și se pregătește primarul de Târgu Ocna, pentru că eu știu că domnul Ștefan Șilochi l-a lăudat mai devreme, dar eu știu că este un om patriot și știu că are planuri mari pentru moldovenii sau basarabenii care sunt în Târgu Ocna și cu ce localitățile cu care s-au înfrățit. Doamna primar, doamna. Da, e adevărat. În primul rând vreau să îi mulțumesc domnului Rusanovski pentru faptul că Mănăstirea Cașin astăzi este înfrățită cu Comuna Parcova din Republica Moldova. Din Basarabia. Din Basarabia. Într-adevăr, o comună frumoasă, cu oameni frumoși. Am fost și noi acolo, au venit și ei la noi. Ce m-a impresionat cel mai mult, și aici îi dau dreptate domnului fost primar de la Târgu Ocna, au venit câțiva tineri către mine și mi-au spus cât este de frumos la dumneavoastră acasă. Într-adevăr, aveți dreptate, deci nu știu dacă cei în vârstă au apreciat vizita la noi la Mănăstirea Cașin. I-am văzut un pic stingheri, un pic diferit, așa, cumva. Nu știu dacă aș putea să spun răuvoitori, e prea mult spus. Dar copiii aceia s-au bucurat foarte mult aflându-se la noi pe acasă, la Mănăstirea Cașin. Și le-a plăcut foarte mult România. I-am văzut pe ei încântați de faptul că ce lucruri frumoase au văzut către noi și își doreau, am văzut o tânără frumoasă spunând, îmi doresc să fiu studentă în România. Era la liceu acolo și am spus, ai toate șansele să dacă îți dorești, să vii acasă în România să faci studiile. Domnul Rusanovski, pentru mulți căioneștean, că sunt zone care, din jurul Oneștiului, dumneavoastră ați făcut lucruri frumoase pentru românii de acasă și pentru basarabenii dumneavoastră, cum vă place să le spuneți. Și cred că trebuie continuat asta. Eu personal vă mulțumesc că v-ați așezat pe locurile noastre natale de mulți ani și că ne vom bucura foarte mult de dumneavoastră. Da, vă rog, foarte frumos că avem acolo pădurea care vă poate influența să ajungeți cu bine la 100 de ani. Noi ne bucurăm că sunteți lângă noi și ne vom bucura la toate manifestările pe care le avem să vă avem alături de noi mănăstirenii. Și pe dumneavoastră, doamna Dana, că faceți parte din comunitatea noastră cumva, vrând nevrând. Așa este. Mulțumesc frumos, doamna primar. Doamna primar, și cu tot dar mă rog, poftiți. Pentru că în Târgu Ocna s-au întâmplat foarte multe lucruri frumoase și zic, domnul Rusanovski era mai devreme ușor trist. A surprins domnul Tudose foarte bine. Dar eu zic așa, că unirea o facem noi și începem de jos.
La Târgovna s-a întâmplat treaba asta. Mulțumesc, Dana, domnule subprefect. Domnule Rusanovski, văd așa că pe moment ce trece dumneavoastră deveniți mai zâmbitor. Da. La început era trist, dar eu cred că ceea ce ați construit dumneavoastră în acești ani nu ne revine decât nouă sarcina să o ducem mai departe. Și eu și Dana și toți cei mai tineri din această sală și cei care nu sunt în această sală trebuie să facem tot ce ne stă în putință pe legislația de acum, cu oamenii de acum, cu colegii, cu toți cei apropiați. Pentru că lucrurile trainice se fac în timp, nu le putem schimba. Important este să nu ne oprim. Pentru că odată ceea ce dumneavoastră ați pornit, acest mic bulgăre se tot rostogolește. Da, la Târgovna se întâmplă lucruri, îmi cer scuze că am venit așa de tot mai bine într-un șantier, că n-am cu activitățile care le avem. Da, la Târgovna continuăm ceea ce s-a început, relațiile de cooperare și de colaborare cu instituțiile și cu autoritățile locale și cu cei care doresc să participe alături de noi. Foarte mulți din Republica Moldova și-au cumpărat proprietăți la Târgovna, vin la Târgovna, au proprietăți și locuiesc la Târgovna, dar foarte mulți au cumpărat proprietăți și utilizează partea balneară de la Târgovna și partea turistică. Deci iată că cu cât trec mai mult granițele acelea instituționale și descoperă Târgovna și cât mai mulți din zona României traversează granițele acolo, cât mai mult, eu cred că lucrurile merg pe un drum bun. Cu pași mici, dar sigur. Rolul nostru este să nu ne oprim. Vă mulțumesc frumos. Mă bucur că Dana e o portavoce și când mi-a spus că astăzi este un eveniment, am răspuns cu mare bucurie. Vă felicit pe toți și să mergem fix înainte. Mulțumesc. Vreau să-mi promit următorul lucru, domnule primar. Că la proxima ocazie când există sau sărbătorit un eveniment la Târgovna, vă rog să-l invitați și pe fiul meu adoptiv, primarul de la Iedniț, Constantin Pujocan. Da, promit că îl invit, l-am invitat și la celelalte acțiuni. Chiar ultima acțiune care am avut-o pe 24 ianuarie, odată cu Unirea, am avut plăcerea ca să avem reprezentanți tot din Republica Moldova, din raionul Glodeni, pe domnul președinte de raion și pe un domn primar dintr-o localitate Vișoară de acolo. Bravo. Deci iată că Vișoara e primarul Prutului, partea e alta. Da, exact. Da. Deci iată că pașii merg într-o direcție bună. Mulțumesc. Domnule Rusanovski? Pentru că atât am lăudat și atât am speriat, încât mă sunt lustruit. A venit vremea să plec, să mă duc, adică nu, să plec definitiv în bun. Să las locul altuia. Și vă spun în mod cert și cu toată sinceritatea că pe Dana Lungu am verificat-o, am fost alături de ea și mi-a fost alături de mine în toți acești ani, în special în ultimii 7-8 ani. Mai mult, 7-8 ani, 9-10, cât va fi, nu contează, au fost mulți. Și asemțit este demnă și aptă pentru a fi cea mai tânără președintă la Asociația Culturală Probasarea Biași Bucovina, filiala de la Onești, cum am fost și eu acum 21 de ani în urmă. Și o propun, Dana, pentru meritele tale, merite deosebite, le spun eu, fără să preconizez la exagerare, meriți cu preșosință toată stima și considerația societății. Dumneavoastră aveți dreptul să confirmați sau să infirmați. Dar părerea mea este și dacă vreți chiar și dorința. Acum ar trebui să zic că promit că nu o să vă fac de râs. Spune ce vrei. O să mă ridic la nivelul așteptărilor. Spune ce vrei, o să încerc, pentru că atâția ani, dumneavoastră a zis 7-8, nu mai contează cât sunt, dar atâția ani am stat umăr lângă umăr și am făcut multe. Și poate de multe ori nu am spus, pentru că nu trebuia să spun, pentru că am făcut din suflet și atunci când faci ceva din suflet, nu trebuie să spui nimănui. Ai făcut și atât.
Eu sunt sigură că de acum încă 20 de ani mai avem de lucru, domnule Usanovski. Da? Și trebuie să mergem, să ținem standardul. Cu, așa cum putem noi, cu optimism, cu bucurie, cu încredere în Dumnezeu că lucrurile se vor rezolva. Până să înceapă războiul din... Uite, o să vă dau o sigură. Până să înceapă războiul din Ucraina, mă gândeam că nordul Bucovinei nu ar avea niciodată șansă să revină la țara mamă. Nu se știe. Nimeni nu se gândea că va începe acest război. Nu? Nimeni. Și a început un război crud alături de noi, în țara vecină. Din păcate, comunități sau fiii comunităților de români stau și suferă. Sunt trimiși în prima linie și lucrurile astea nu se spun. Pentru că nu sunt de spus. Se spun pe șoptite. Se spun cu lacrimi și spun mamele care își înmormântează fiii. Trebuie să nu rămânem indiferenți. Trebuie să rămânem, să luptăm și să le arătăm că nu i-am uitat. Elena Nandriș, primărița comunei Mahala, mi-a zis așa, pe noi cui ne-ați lăsat? Și plângea, mi-a zis. Și a zis, nu v-am lăsat. Suntem aici, suntem frați. O consider sora mea mai mare și dumneavoastră mă consideră sora. Deci suntem surori. Și va veni la următorul eveniment pe care îl va organiza asociația, vă promit că va fi aici, în sală, cu acel grup minunat de fete. Nu mai lungesc vorba. O să fac niște nominalizări pentru vicepreședinți, pentru că o să am nevoie de o echipă. Pentru că... Dar te-ai supus la vot, dragi. Mă supun la vot, dacă sunteți de acord. Am corect, aveți dreptate. Mă plătesc. Avem o surpriză. Cine este de acord cu nominalizarea făcută de domnul Usanovski? Mulțumesc. Eu mă accept. Da. Propun ca vicepreședinte pe domnul avocat Tenache. Acceptat, domnule Tenache? Da. Pe Cătălin Dima. Acceptați, domnule Dima? Pe doamna Elena Pașcoa Păvăloaie. Deci acceptați, da? Pe domnul Liviu Rusu. Mai trebuia domnul Blănaru, dar s-a retras din câte am văzut. A fost în sală, s-a retras, probabil agenda e program de militar. Așa. Și pe cine mai avem? Da. Iar ca secretar, pe domnul Alecu Crăciun. Acceptați, domnule Crăciun? Da. Bun. Supunem la vot, o să supun în comun. Pe domnul Ștefan Șiloc, i-am uitat să citesc, că n-am ochelari, mă scuzați. Vicepreședinte. Da, vorbesc foarte serios, nu mai văd. Dar rămâne între noi. Deci supun la vot, citesc încă o dată lista de vicepreședinți. Cătălin Dima, Ștefan Șiloc, Liviu Rusu, Elena Pașcoa Păvăloaie și domnul Cristian Blănaru. Cine este de acord? Mulțumesc frumos. Mai avem un singur moment, dar foarte scurt. Ca prim proiect de anvergură pe care Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina dorește să-l facă, domnul Cătălin Dima, te rog să vii lângă mine, a vorbit la Cultul Eroilor de un proiect ambițios. Acum facem dezvăluirea completă, se va face un mauzoleu la Mănăstirea Cașin, un mauzoleu al eroilor neamului românesc. Despre ei vorbim, nu? Cât timp citește domnul Dima acel apel, este un apel făcut în ce an? 1920. Este act original la mine lui. Eu am să-l proiectez pe perete, iar te rog să-l citești. Și așa va fi și apelul de astăzi, da. Lansat de Pro Basarabia. Proiectul pe care ne l-am propus vine în urma găsirii acestui document, pe care l-am găsit în acasă la mine, și care este de actualitate și astăzi. Apel pentru ridicarea unui monument al eroilor căzuți pe frontul Mănăstirii Cașin, către unitățile ce au stat și ce au luptat pe acest front.
S-a împlinit 2 ani de când țara, în clipele cele mai grele, își îndrepta ultimele speranțe către bravii și fecior, când hoardele cotropitoare ale inamicului ocupase ultimele înălțimi de pe Valea Cașmei. Tragedia devenise dureroasă. Înaintea tuturor românilor se sfârșiau de durere și de groază la gândul nesățioaselor pofte ale dușmanului. În aceste clipe de disperare, când nu ne mai rămăsese nădejde decât în Dumnezeu, bravi ostași ai diviziilor a 2-a de cavalerie, a 15-a, a 7-a și a 8-a de infanterie au reușit să rămână stană de piatră în fața pohoiului cotropitor, străjuind cu hotărâre și dispreț de moarte ultimile culi de pe măgura Cașinului, dovedind năvălitorilor că pe aici nu se trece. Nemăsurat de mare le-a fost minunea lor, dar nemăsurate le-au fost sacrificiile. Înălțimile și văile Cașinului au fost stropite din belșug cu sânge de pe vremea măreților zile ale lui Ștefan și Mihai. Lăbucul, fata moartă, masa lui Vodă, coarnele, măgura Cașinului, fețișoare, Arșița, etc. Le sunt martori de isprăvile lor, iar oasele ce albesc astăzi aceste locuri fac dovadă vie. Așa fiind, sub semnații fruntași din satul Mănăstirea Cașin, a cei care am avut fericirea să trăim alături de acești muțenici ai neamului, constituiți în comitet, am hotărât să le ridicăm un monument, voind a le eterniza faptele lor mărețe, voind a lăsa viitorii mei pilda dragostei de credință și de țara ce au arătat. Am ales președinte pe domnii general Băitoianu și Gorski, acei care i-au comandat în aceste clipe. Facem apel la toți bunii români, la cei a căror odoare dor somnul de vechi, în aceste locuri, în toate unitățile, la toate unitățile și ostașii care au lucrat aici, rugându-i să binevoiască a ne ajuta. Orice ajutor, cât de mic, îl vom considera binevenit. Corpurile de trupă sunt rugate a ne trimite lista cu eroii căzuți acei. Subscripțiile fără listă se vor adresa unui ziar din capitală, iar lista direct comitetului din Comuna Mănăstirea Cașin Bacău. Mulțumirile și sumele subscrise se vor face publice prin ziare. Președinte activ, preot Gheorghe Martin, membrii comitetului, Vasile Broșteanu, șef de consiliu, Gheorghe Vornicelu, revizor școlar, Ion Simonescu, primar, Constantin Beloi, învățător, Ion Mărășteanu, Gheorghe Tudorache, Ghițu Iordache și Vasile Tudorache. Deci, acesta ar fi proiectul, primul proiect de anvergură al asociației și dacă Bunul Dumnezeu va rândui să se facă, se va face. Nu va fi un lucru ușor, sunt mulți bani la mijloc, dar cu siguranță... Am găsit, într-adevăr, sursa de finanțare. Nouă ne trebuia cel care să depună proiectul. Și ne-am gândit la această asociație Proba Sărabești Bucovina pentru că nu puteam să o derulăm prin cultul eroilor datorită faptului că această asociație s-a sediul la Bacău și nu putea să depună proiectul unde am găsit finanțare, ca să nu divulg tot. Da. Să vedem ce o să fie. Propun că ne-am făcut, mulțumesc frumos, Cătălin, acum dacă acceptă primarii, domnule subprefect, doamnă primar, domnule primar, vă propun să fiți membri de onoare în cadrul asociației, adică dacă sunteți de acord, știu că funcțiile nu vă permit să fiți membri plini, dar membri de onoare, v-am fi onorați dacă ați fi alături de noi. Domnule subprefect, da? Doamnă primar? Domnule primar? Sunteți de acord. Deci, propun atunci votului, dacă e în regulă. Mulțumesc frumos! Scurt, domnule Rusanovski, că surpriza deja a crescut. E aici. Am cunoscut-o pe doamna Eliza Noemi Judeu acum foarte mulți ani în urmă. O să te rog să vii alături de noi. Este momentul nostru, momentul tău, dăruit asociației. Și cred că vine din suflet. Am cunoscut-o cu mulți ani în urmă și atunci, și acum, atunci când urcă pe scenă, ridică sala în picioare. Mă
Eliza Noemi Rudeu, sunt actriță a Teatrului Municipal Bacovia. Mă simt onorată și am să vă spun de ce, pentru că evenimentul dumneavoastră, această întâlnire a dumneavoastră și tehnică și de suflet, mi-a prilejuit mie apropierea de un poet mare, pe care da, recunosc, nu l-am apreciat, l-am stimat, dar nu l-am pus la suflet din motive tehnice, să spunem. Eu sunt născută la Cluj, am făcut liceul, școala la Constanța și m-am măritat la dumneavoastră în Bacău. Sunt fiică de comandor, tata a apărat Dunărea, permiteți-mi să apăr Prutul. Da, ajută-mă la noi. Noi simplu. Cântare scrisului nostru. Sunt un om al nemânii, lumii astea nestrăi. Vin din munții latiniei, deci și scrisul mi-e latin. Zisa cer, fiecare cu al său port, cu legea sa, scrisul el și râma are. Eu, de ce nu-l aș avea? Ah, din stângele ființei mi l-ați smuls și pângărit și pe lemnul suferinței ca pe Crist l-ați răstignit. Ochii lui cei ai uimirii, când i-ați scos și nimicit, ați scos ochii nemuririi, ce pre noi ne-au întregit. Ne-ați vrăit schimba chiar țeasta, sufletul, străvechiul grai, învățându-ne că asta e un bine, e un rai. Dar din mare paradisul, iată ce învățarem noi. Cine întâi îți fură scrisul, celălalt îți ia apoi. Vremuri alte vin să nască omul unui nou destin. Cum? Minții tu mai strâng, dascăl, scrisul meu că-mi străin. Și din gură, și din carte, cum minții tu mai mereu? Cum râd tu mai de moarte când aflai că-i scrisul meu? Știu, ești gata să mă rumeci în slugarnicii tăi clești, când mă uit cu ochii umezi către crini latinești. Știu că pașii tăi mă latră când urât la el revin, ci va arde, da, în vatră, focul scrisului latin. Foc de care mult mi sete, care îndurerat și sfânt greul altor alfabete, n-a prins și ars nici când. Deci, lăsați-ne în firea moștenită de stradul și-ți primi în loc iubirea, pacea unor oameni buni. Nu-i o vină, Doamne iartă floarea lui că o văzurăm, că ne-am fost iubit odată și ne mai iubim și acum. Sunt un om al nemâniei, lumii astea ne străim. Vin din munții latiniei, deci și scrisul mi-e latin. Basarabie cu Dan. În mine a lovit străinul, de Paști sau de Ni, dar învălțit mă obresc medici și moldoveni. Că nu suntem români, străinul pe lui o ține și ai mei mai tare cred pe dânsul decât pe mine. Basarabie cu sale, de pe deal și de pe vale, încălciți este viața, ca greul cel tare gheața. Basarabie. În mine au dat și moldoveni, necreștinește, ci-s fericit că în ei românul tot mai trăiește. Ei spun că nu sunt român,
ți lacrimi un piept frământă, când un fărcaș sau Vicoveanca sau Gheorghe cântă. Basarabie brutale, de pe deal și de pe val, încălcită ți este viața, ca greul ce-l bate gheața. Basarabie. Doamne Sfinte, auzi-ne, îți auzi albine. Doamne Sfinte, vezi-ne, mulțumesc, vezi-ne, că pe mers sunt numai flori, iar pe noi numai sudori. Doamne Sfinte, plânge-ne, nu suntem noi sângele, plânge-ne, îndură-te, nu suntem noi rudele, noi huzuresc ciocoi, noi flămânți și triști și goi. Doamne bun, desprinde-ne de pârjoși și grindine, culpă-ne, așează-ne cum puțin în leagăne, pe mulți dintre tâni și mor, în cântecul maicilor. Nu mai fie stelele roșii, cu smintelile, ce vestirea cețele și pustietățile, să lăsară numai stea zidită de mâna ta. Doamne, trec pe Dunăre, lângă Prun și Dunăre, înalță-ne zilele, lângă tine ține-ne. Suntem copiii tăi, poate nu chiar cei mai răni. Doamne Sfinte, mută-ne în bărbate tunete, să gonim tristețile, toate strâmbătățile, alături de frații, cam și brazii din cap. Extraordinare. Despre Nicolae Dabija, plecat, s-au întâlnit acum 2 ani de când a plecat dintre noi, trebuia spus că este ultimul mare poet național și despre actrițele mari, vedeți că termenul nu s-a acceptat doamna doctor sau doamna profesor, nu sunt mai doamna profesoară, sau despre actrițele sunt actrițe, și actorii sunt actori. Actorii își spun maestre, dar actrițele devin mari doamne ale teatrului românesc. Este o mare, mare bucurie să vă pe auziți și astăzi. Să rămân! Mulțumesc frumos! Care n-a putut să decline invitația de acum. M-a sunat joi, de aia le-am citit. Cum să mă sun joi, să spun din vierul? Eu îți ofer niște flori din partea noastră a tuturor. Vă mulțumesc, vă doresc să vă mențineți idealurile și să vă realizați visele. Uniți-ne dacă puteți. Vă informez că în acest oraș, orașul Onești este cunoscut în Basarabia, de la Chișinău în sus și la Bălți și mai departe, pentru că a poposit pe aceste meleaguri și la mine acasă, a poposit marele Nicolae Dabija, marea Ninela Caranfil, actrița emerită de la Chișinău și mulți, mulți oameni de cultură de înaltă ținută intelectuală. Acolo este, cum să vă spun, în Basarabia, este vorbit frumos și spun oamenii de acolo, ci că sunt de la Onești. Ah, de acolo, de unde sunt oameni onești? Da. Și eu îmi răspund cu mare plăcere, sigur că da, cum să nu. Și mai am o rugăminte, eu de-a lungul timpului am oftat și am lăsat-o la urmă, în special treaba asta. Am oftat și ne-am dat telefon chiar și noaptea câteodată și am și fost de multe ori la meeting-uri în Basarabia, în Piața Mare, acolo. Am susținut și unire și drumul spre Europa, de toate am făcut. Dar nu s-a împlinit, probabil n-am avut noroc. Rog frumos pe domnul avocat Ianache,
cel care mi-a fost în dreapta tot timpul, de la începuturile începuturilor, să vină un pic aici lângă mine, să nu să spună despre mine nimic, să spună despre Basarabia ceva. Da. Să fiu malidios, dar adunarea de astăzi mi s-a părut cam apatică. Din cauza lui. Noi va trebui să ne înscrim un pic în acest moment măreț. Și cu asta am terminat. Ar vrea totuși să subliniez faptul că s-a pomenit aici de către domnul profesor Romanda și prietenul meu despre Dimitrie Cantemir. Dar trebuie spus că Dimitrie Cantemir, ca om politic, a fost o nulitate. Pentru că dacă tratatul de la Rusc avea să fie în vigoare, era dezastru pentru România. Boierii l-au atenționat, Măriata, te-ai cam grăbit să-i chem pe Moscar. Pentru că tratatul de la Rusc, culmea, făcut de către Cantemir și țarul m-a semnat. Și toată Moldova trebuia să fie sub oblăduirea Măriei sale, țarul. Asta trebuie să se știe. În legătură cu generația Unirii, așa cum a spus domnul Sănoschi, toată generația Unirii a fost decimată de către regimul comunist. Singurul care a scăpat a fost Anton Crihan, care a murit în 93, a trăit 100 de ani, care a apucat să vadă dărâmarea comunismului. Acum, dintre generația Unirii, o focalizare s-ar impune, zic eu, în ce privește pe Panhalima. Asociația noastră, chiar eu cu domnul Sănoschi, am spus de mult Panhalima. Acesta a fost un patriot extraordinar. Totuși, în mod cu totul curios, a fost, nu stimat, respectat de Ceaușescu. Acesta avea o pensie mizerabilă, fiind cât pe ce să fie returnat în URSS. A primit și casa înapoi. A primit și casa înapoi și a făcut o pensie de 6.000 de lei, cât era unui director de mare combinat de la Galat. Și a dat ordin securității să nu mai fie să nu mai fie urmărit și așa mai departe. E un lucru bun care noi trebuie să respectăm. Sigur că vremurile din 1918, pentru că sunt voci care spun din Basarabia de astăzi, zice, efort economic e mare și nu, dar în 1918, când țara era distrusă, nimeni n-a pus condiții economice, domnilor. Absolut nimeni. Gândul reunirii i-a catalizat pe absolut pe toți. Merită câteva cuvinte despre Elena Alistar. Distinctul Dabija, domnul Constantin știe, m-a rugat să fac un articol la Sarea publicat în Literatura și Arta despre Elena Alistar. Cea care este trecută sub obroc ca și generalul poetaș. Generalul poetaș fiindcă a luptat împotriva rușilor și erou de la Mărășești, de la Dragoslavele, de la Tortucaia și așa mai departe. Nimeni nu pomenește de el. De Elena Alistar, la fel. Pentru că ea a fost cea care a ținut partea alogenilor și așa mai departe. Toată lumea știe. Trăind timpul grele? Evident că da. Și atunci, dar parcă acum sunt mai grele. Păi cum să nu fie timp greu când ne uităm în cărțile de istorie, 1918, o pagină jumate, este posibil lucrul acesta și să ne învețe pe noi istoria altor popoare obligatorie, să cumuleze istoria cu geografia la noțiuni și să elimine o disciplină milenară a poporului nostru. Așa ceva nu este posibil. Trăim vremuri grele, da. Cineva spunea că vremurile grele creează om puternic. Omul puternic creează vremuri ușoare. Vremuri ușoare creează omul slab. Omul slab crește oamenii slab creează vremuri grele. Așa este. Astăzi, noi suntem pe punctul de a nărui ca nație. Pentru că acei oameni care s-au jertfit pentru poporul român, pentru unire, pentru care Dumnezeu i-a primit la el mâncăm de buze, astăzi abia dacă sunt pomeniți pe aici pe acolo. O problemă foarte, foarte stringentă și care eu m-am supărat enorm, am iubit istoria,
trebuia să fiu student la istorie, în timpul profesorului Marga, manuale alternative. Parcă istoria s-ar scrie în multe feluri, depinde cum vrea Iesca sau altcineva. De acolo s-a pornit rău. Dar domnul Marga nu s-a opus, pentru că avea numai puțin de trei nume conspirative de turnător la securitate. Și atunci el nu s-a opus. Ce vrea să vă mai spun? Este greu astăzi. Este foarte greu. Dar îmi vine în minte acum ce spunea un poet englez. N-are importanță. Zice așa. Mult ni s-a luat, dar iarăși mult mai este. Deși nu avem puterea de altă dată, când zguduiam pământ și cer, ce suntem noi? Inimi de eroi slăbiți, de timp și de soartă. Dar vom năzui și târzi, vom lupta și vom triumfa. Și eu cred că asta este. În încheiere, să nu vă plictisesc, o poezie dedicată de domnul Dică Pășcan, un prieten de-a meu, trecut la cele vernice, și rugându-vă să o spun de fiecare dată când e cazul. Basarabie frumoasă, cum putea decât acest timp. Ștefane, ridică-ți glasul către cer și Dumnezeu, că românul la tot pasul e pândit de ceasul greu. Nistru e pătat de sânge și dușmanul e barbar, chiar cu fiii care își plânge fiii morți lângă hotar. Și de-o fi încă o dată, tot la Nistru să murim, să ne ierți, mamă și tată, că noi pacea nu dorim. Basarabie frumoasă, tu ești sora noastră bună, te așteptăm să vii acasă, să fim iarăși împreună. Să jucăm hora cea mare a unirii și frăției, iar Ștefan pe cal călare, dând onorul României. Mulțumesc! Ia câte cine mi-a fost alături în dreapta așa. Îmi dați voie să completez ceva? Vreau să... Da, vă rog. Mă scuzați. Nu-i nimic. Am vrut să spun dinainte, dar am fost reținut. Membrii, viitorii membri ai asociației au fost sub lupa securității vreme îndelungată. Dar nu numai securitatea, mai era un KGB, bântuia în București, pe acolo. În caietele CNSAS sunt 300 de pagini de urmăriri ale viitorilor membri înainte să se înființeze asociația în România, pentru că ea a fost înființată în 50 la Paris, se știa sau se făceau presiuni asupra viitorilor membri cum să ajungă documentele sfatului țării, care erau în posesia celor refugiați basarabeni, cum să ajungă la securitate. Și au reușit. Acolo sunt. Dar unii din membri au fost, n-aș zice colaboratori, au fost consultați în problema Rusiei, pentru că știau limbă, știau geografie, știau istorie sovietică și au fost consultanți ai CC-ului multă vreme. Așa fel încât lucru în paralel și a securității i-a îmbrobodit tare de tot pe unii. Vă spun încă o dată, cele 300 de pagini din caietele CNSAS sunt edificatoare, sunt publicate anul trecut. Mulțumesc, mă scuzați de... Vreau tot să completez o secundă. M-am angajat acest proiect, fiindcă tatăl meu a murit la aproape 98 de ani, a murit, a fost rănit grav. Nu, continui. Am fost odată împreună cu domnul doctor Adrian. Brânzaniuc. Cum îi zic? Adrian, cum îl cheamă? Brânzaniuc. Da. În Basarabia, la inaugurarea unui cimitir a ostașului român la Vărzărești, da? La Nispoare. La Nispoare. Am fost și la Vărzărești, la Niscoare. Acolo, de fapt, acolo este. Vreau să vă spun că atunci, în momentele alea înălțătoare, într-un fel, dar grele, a fost prezentat tatăl lui Nicolae Enache, nonagenar,
rănit în bătăliile de la munte, de la dealul Zghihara, de la Nisiporeni, grav rănit, aruncat într-o căruță și dus la cei care în neființă. Dar ce s-a întâmplat? Din picioarele și mâinile care atârnau din căruță, niște dești să mișcau. Și așa, militarii cei care erau brancardieri, au văzut că nu e mort. Și a trăit mult și bine. Și l-a adus, domnul Ierarhie, l-a adus și la sfințirea crucii neamului românesc de la Nisiporeni, la care dumnealui a avut o contribuție materială substanțială, iar eu am fost cu ideea și inițiativa împreună cu postul de radio Vocea Basarabiei de la Chișinău. Și atunci am auzit povestea bătrânului Ienache și am rămas așa impresionat. L-am îmbrăcat în costum național, eu am poze acasă în costum național, a stat de vorbă, cum îl cheam pe academicianul, Eminescologul din Basarabia. Cimpoi. A ținut neapărat să stea de vorbă cu tatăl lui domnul Ienache și am ascultat și eu ceva. Bine, și-a povestit un pic viața, iar când s-a terminat pe banca unde stăteau, erau mai multe lume în spate lor, dar Cimpoi s-a ridicat în picioare și a vrut să ia mâna, să i-o pupe. Bătrânul a tras-o și l-a pupat pe frunte și așa s-a încheiat întâlnirea între mai mult de atâta, n-ai ce spune. După 70 de ani, l-am dus la același cimitir unde a fost rănit grav, ceva emoționant, da? Da. Da. Pentru tineretul de astăzi nu cred că are contează așa. Mulțumesc și doamnei profesor Petrița Bâlbie de la Comănești a venit special pentru acest moment. Mulțumesc frumos! Da. Mulțumim frumos, n-am știut. Mulțumim pentru că ați reușit să faceți posibil. Este colaboratoarea de suflet de la Comănești. Cu ani în urmă, când organizam la bibliotecă, organizam asemenea 27 martie, dumneiei, venea totdeauna, chiar cu mijloc de locomoție mai mare, așa, cu o trupă de copii care prezentau ceva foarte frumos. Și muzică, și dans, și poezie, așa. Și mulțumesc pentru acele zile. Mulțumim. Mulțumim și cazei noastre, domnul director, care de la bun început până la final a stat alături de noi. Mulțumim încă o dată și n-am terminat. De obicei, oficialitățile județene sunt puse să vorbească în deschidere, pentru că sunt atât de grăbiți și atât de... Dar iată că domnul subprefect Narcis Jitaru a stat până la final. Semn că i-a plăcut, sper, vă rog frumos două cuvinte, și în loc de concluzii. S-a vorbit în ședința asta despre politic, știți? Acum, vorba aia, nu vorbim despre, vorbim despre suflet. Fără vină. Vorbim despre suflet și despre patriotism și vă mulțumim că... Basarabia este politică și unirea e tot politică. Că ați avut răbdare să stați alături de noi de la început, ați venit cu mult timp înainte. Am avut de ales între Bacău. Știu că ați avut de ales. Mulțumim. Și vă mulțumim că ne-ați ales. Aș vrea să... Recunosc un lucru, în de faptul că am ceva emoții, să spun că, din păcate, după 105 ani de la Marea Unire, mă aflu în generația celor care uită. Generația tânără, care nu mai bagă de seamă decât ce apare pe la televizor. Generația tânără care caută pe telefon tot felul de conspirații și nu mai citesc istorie. Mă aflu în acea generație tânără care nu mai au răbdare să asculte oameni care simt altfel. Cum citesc dumneavoastră, cum este domnul profesor Puiu, care mi-a fost profesor, apropo, la Facultatea de Inginerie, la Bacău. Zic eu că mă aflu într-o generație greșită, dar care poate repara ceva. Am versuri și la curs. Da, știu, am profesor. Am cumpărat și câteva cărți. Dar consider că fac parte din acea generație care poate totuși repara ceva. Din fericire pentru mine personal, am participat la câteva evenimente organizate de dumneavoastră, de Dana Lungu, pentru că ne leagă o relație din 2007.
la câteva evenimente, chiar organizate la Comănești, pentru că eu de acolo sunt, de pe doamna profesoră Petrița Bâlbâi, când era director al Colegiului Tehnic Dimitrie Ghica. Deci am intrat cumva, am interesat cumva cu activitatea dumneavoastră în asociației Pro Pasaran. Nicăieri și la niciun eveniment la care am participat și în calitate de funcționar al primăriei Comănești, astăzi remelnic sub prefect al județului Bacău, n-am trăit ceea ce am trăit astăzi aici. Să vezi oameni care, atunci când vorbesc despre Basarabia, despre un tărâm unic, să spunem, în acest context pro-european în care noi, cei de România, trăim, când vorbesc despre Basarabia, îi se ricărește o lacrimă. Prea puțin acei români care vorbesc astăzi despre Basarabia. Nu mai spun de politicieni. Eu sunt tânăr. Trebuie să învăț mai multe de la viață și numai de la oameni de ca dumneavoastră, ca cei prezenți în sală, am șansa să învăț ceva. Și pentru că mi-ați oferit posibilitatea astăzi să spun cu onoare, da, să fiu membru al Asociației Pro Basarabia, o să promit, indiferent ce voi face în această viață profesional sau personal, să fiu alături de asociație, pe Danalul lui mai ales, cum a fost și până acum, și împreună cu toți cei prezenți în sală să dedicăm din puținul timp, pentru că, cum am spus, suntem grăbiți, avem multe pe cap, așa ne lăudăm, alții se plâng de acest lucru, din puținul timp să oferim și idealului suprem, acel al unirii României cu Basarabia, sau Basarabiei cu România. Eu sunt unul dintre fericiții care am fost și am călătorit în Basarabia. Am fost în Chișinău timp de o săptămână și prin prietenii mei de la Episcopia Romano-Catolică de acolo, chiar din Chișinău, am avut posibilitatea să simt puțin și din fiorul acel al cel din 2004, că atunci am fost unul în Chișinău, al, nu știu cum să-i spun, securității din Chișinău. Când ne plimbam pe stradă și îmi spunea Preasfințitul Coșa că să stați lângă mine, nu vă duceți prea departe. Mergem așa, ne plimbăm, vă arăt două, trei locușoare și rămânem mai la atât. Restul discutăm, să nu ne audă lumea, în episcopie. Cu asta am rămas atunci. La noi în România vorbim liber. Nu avem această problemă. Poate prea liber. Că de-aia ne folosim de tot ce e în jurul nostru și o folosim împotriva noastră. Dar eu sper că împreună cu toți cei prezenți în sală și cu cei care n-au reușit să vină astăzi, să conlucrăm și, cine știe, într-o bună zi, politicul să se îndrepte și spre această dorință supremă a dumneavoastră și a tuturor celor prezenți în sală. Și la un moment dat, cum noi am acceptat exodul românilor din alte țări din vestul Europei și mai apoi aceștia ne-au propus nouă să intrăm în Uniunea Europeană, la fel și noi să avem un exod în Republica Moldova, să le arătăm ce înseamnă România astăzi și la un moment dat Republica Moldova, prin vocea națiunii, nu a politicului, să accepte să intre în marea familie a românilor și mai apoi a Europei. Vă mulțumesc pentru oportunitatea oferită astăzi. M-am adus aminte, m-ați întrebat mai înainte de acum este liber. Ce mai făcut, unii m-au mai dus, ce rezultate, n-am niciun rezultat nimic. În 2006, pe 27 martie, ca astăzi, numai că era mai devreme, era la ora 10, am poza acasă, martorul este soția și prietenii din Basarabia, pe scările de la Teatrul de Operă din Chișinău, au organizat Mișcarea Unionistă din Republica Moldova. Basarabia. Corect. Bravo! Așa, aici eu nu recunosc să zic. Am avut și eu cuvântul acolo, a participat și Marele Nicolae Dapija și acest patriot român care acolo se zbate cu unirea și cu ideile unioniste, Ilie Bratu, de altfel și colonat din mine. În cuvântul meu, după ce am terminat, sus pe scări, am strigat în gura mare, deșteptați-vă români! Nici măcar un zumzet n-am auzit să mă îngâne. A doua oară, am strigat-o de acum mai tare, eram și de acum eram puțin ofensat de disprețul care mi-l arată. Erau vreo mii de oameni maxim, dar nu erau o mii de oameni în piațeta aceea. Am strigat din nou, deșteaptă-te românii!
Ah, un băzi, a treia oară am răcnit. Deșteaptă-te, rămâne odată! Ei, țin să vă spun că atunci am auzit și eu din voci, așa? Deci m-au gândat cu deșteaptă românii. Am coborât de acolo, de pe scări, unde mă așteptau prietenii ăștia mei și cu soția. Ce credeți că m-au înconjurat imediat prietenii mei din Chișinău și eu m-am cam speriat. Dar ce vă zici, domnule? Bădiți că, știți că formula de politeții în drumul mai vârstă în Basarabia este bani bădiță, da bădiță? Bădiță, dar matare, nu ți-i frică? Eu atunci am realizat că sunt în vremea președintelui Voronin, când rusismul era la putere și atunci am, mi-a fost frică. Dar cât m-a luat apa și acolo cât am vorbit în cuvântul meu, tot am atacat mereu, dat jos administrația sau conducerea prin mijloace democratice a lui Voronin și mai departe. Și când mi-a zis ei, mă zis, dar nu ți-e frică, atunci am înțeles exact ce spunea dumnealui cu supravegherea acolo. Și țin să vă mai spun că am fost supravegheat. Hăt încoace, hăt târziu, am aflat de la un nepot care a avut acces și, da, am fost supravegheat. Da, de cu toții care am fost. Câți ani trebuie? Și românii nici nu s-au deșteptat. O rămas așa. Nu se știe, vă rog. Mai primiți o surpriză? Vă rog, cum să nu, cu mare drag. Nu pot să nu fac lucrul ăsta. Cred că izvodul ăsta de pe Valea Cașinului cu Lupești, cu Mănăstirea, cu Cașinul. Aveți o altă surpriză pe care eu am ținut să o fac astăzi. Un om care este autodidact de o mare, mare profunzime literară și este poate omul care știe cel mai mult despre Nichita Stănescu, știe totul despre Nichita Stănescu, casa lui este, de fapt, o sumă de cărți și documente, știe pe din afară, se află în sală, se numește Nicu Tudosi. Domnul Nicu Tudosi, vă rog să vă... Și cred că va cere să facă parte din organizația... Cu mare drag. Păi dacă toți suntem aici, putem, nu? Eu am insistat să răspundă la invitația mea. Îmi pare tare bine că l-am cunoscut. Face propunerea, că și, tot... Și prieten cu mine. Neuitarea și neura. Iată izvoarele libertății. Libertatea de a fi trist. Libertatea de a nu trage cu pușca. Libertatea oaselor de a vorbi între ele, mărturisindu-și durerele, fără a plânge. Și fără a se plânge unele către altele. Libertatea de a iubi, libertatea de a fi sau a nu fi, verde. Despre asta era vorba. Am spus de anul 33 și tot atâtea cărți despre Nichita și de Nichita. Cât are biblioteca acum, așa. Deci, acum 50 de ani, m-am îndrăgostit brusc, definitiv și irrevocabil, de Nichita Stănescu, citind două poeme apărute în România Literară. De atunci, de 50 de ani, citesc România Literară pe bază de abonament. Și de atunci, Biblia mea acolo, Biblia de acolo... Și luna asta și e comemorarea lui acum. Nu mă debăgăm acum să vorbim despre Nichita. Deci atâta e suficient că, cum să zic, băiatul meu m-a întrebat, m-a zis, domnule, ai atâtea cărți câți ani ai tu, atâtea cărți despre Nichita și de Nichita. Am 2000 de cărți, 2000 și ceva, nu contează, dar mă întreabă, zice, ai atâtea cărți? Am, domnule, vezi, eu vede când cărți și pe acolo tot timpul. Zice, eu sunt om de profesie, eu sunt cititor. Adică, ce mine este eu... Ce tare! Săptămânal citesc o carte, cel puțin o carte. Deci asta e o chestiune. Așa, îmi zice băiatul, și ai citit 3500 de cărți, 4000? Da. Și Biblia ai citit-o în 3 ori? Da. Și zice, ce ai înțeles în toată asta? Ce ai folosit în toată asta? Și eu spun, mă băiete, am suflet sănătos și frumos. Și am și trup sănătos, dovadă că nu m-am dus niciodată în spital, n-am fost internat. Tu de ce ai pierdut, ai consumat sute și sute de ore exerțând la chitară, nu tot din aceeași, la același lucru, ca să ai suflet frumos și curat și sănătos? Ei, despre asta e vorba. Eu cu Nichita
lichitare, cum e, dacă aș fi avut talent, scriam măcar mai mult decât s-a scris despre el, că nimeni n-a putut să scrie despre Nichita, să scoată în evidență acel ceva, acel altceva pe care l-a avut și el în poezie. Dacă am atunci, nu, încă nu s-a, dacă Eminescu a avut baftă cu Maiorescu și cu Călinescu, Nichita încă nu a avut baftă din plin pe Maiorescu. Din punctul meu de vedere, deci, Nichita este genul poeziei românești, iar Eminescu este omul de plin al culturii românești, așa cum a spus noi. Despre acest templu al literaturii, a poeziei românești, încă nu s-a scris tot. S-a scris nu. Toată, vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Pentru că a pomenit dumneavoastră un cuvânt chiar acum aici, eu am să-l repet acuși, care a rămas înscris în marmură. În satul meu natal, acolo unii, am și doi frați au murit acolo, unii m-am născut și eu și strămoși și bunicul, am murit în Siberia, n-am un loc aici în Basarabia, erau locurile ocupate de ruși. Ironie. Am făcut un... cu nepotul meu de la Iedineț, cu doctorul Sanovski Victor, am ridicat în fața bisericii, peste drum de biserică, în cimitirul vechi, un monument. Mie nu-mi place să-i spun un monument, monumente sunt acelea la care se închină rușii. Sau Lenin, Stalin, alea sunt monumente. Nu știu cum să-i spun, dar oricum, o cruce stilizată, de altfel, totul din beton. Și acolo sunt înscriși cei 103 deportați pe coloane de piatra funerară din satul meu natal și cei 105 militari luați în 44 toamna și trimiși pe front fără niciun fel de instruire. Nu se mai întorc niciunul acasă, s-au stins toți în drumul spre Ungaria, Cehoslovacia și mai departe. Și acolo în jos am scris și eu, mi-aparține bucățica asta de cuvânt, vă suntem datori cu neuitarea. Ia că de aceea mi-am adus de cuvântul neuitare. Mă rog să mă mai îngăduiți. Am zis că eu dacă mor, aș muri acum. L-ați permit. Dacă aș muri acum, aș lua cu gură de gură. Luați să scrie pe cruce, pe spatele cruce. Cam lângă crucea, lângă părința pe care a făcut-o la părinții acolo și șteaptă și frumoasă, am avut și un catren. Și cineva deștept a rezolvat treaba. Rugă. Și chiar dacă este prea mult, Doamne, eu îndrăznesc să-ți mai cer, ajută-mă și azi să ascult tăcerea îngerilor din cer. Să trăiți! Primul drum la Chișinău, în Ungaria, și acolo am sărută pe rolul gării și spune, am făcut cel mai lung drum din viața mea, de acasă până acasă. Iar Dambija spunea să nu vă spuneți frați. Noi nu suntem frați, noi suntem aceiași. Și dormi de dumneavoastră ca un zid de o fereastră. Versurile lui Nicolae Dabiș, cel care a fost efectiv îndrăgostit de ținutul Mioriței de aici. Spunea că este cel mai frumos lucru care a putut fi contemplat de el și la propriu și la figurat. Gata, profesorul lansez invitația către următorul eveniment care va fi organizat de către Asociația Pro Basarabia și Bucovina. O să vă ținem la curent. Mulțumesc că ați rămas cu atâta răbdare. Dăm drumul la discuții libere. Putem continua cu poezia. Suntem teren așa, domnul director, nu știu cât ne mai primește, dar ne stăm aici, nu e nicio problemă. Eu vă mulțumesc și mă închin în fața dumneavoastră că ați fost alături de noi. Nu ne părăsiți. Stai cu noi. Hai nu plec, lasă, nu scăpa nimic. Dar stați așa să spun ceva. Am acasă, așa un teanc de diplome din Basarabia. Am primit de peste tot când am fost. Două mi sunt cele mai dragi. Nu le-am adus aici, că n-am vrut să mă dau rotund. Una este la Episcopia Bisericii Basarabiei, pendinte de București și cealaltă este de la Asociația Primarilor Unioniști din Basarabia și se numește Alunici.
Pierdut. Un diplomat, cum îi spune? Dumnezeu să le în scap. Nu știu. Da. Și alea sunt cele mai dragi, pentru că alea în ele scrie exact ce sunt eu. Parcă i-am sfătuit eu pe cei care mi le-au scris. Iar asta am primit și când am fost mult președinte spăunat de țări. Și acum iar mai mult tot cu aceea. Adevărat. Încă 20 de ani și... Iar care sunteți curioși și vreți să vedeți dacă nu cumva fac câmpii, treceți pe la mine pe acasă. Am un altar. Mulțumim frumos, gata, memorabil.